Știi, la mine este unul din minusurile mele, eu sunt daltonic. Începutul meu în Statele Unite era destul de greu. Dacă cineva crede că așa e ușor și dolarii cresc pe copaci, asta înseamnă, asta e o prostie mare. Până când n-am găsit un loc într-un restaurant, căram căruciori în supermarket, am lucrat la o fabrică de jucării, unde erau niște transportieri și aici venea corpul, de aici capul și eu băgam așa. Eu veneam acasă când făceam așa. Cineva mi-a propus, hai să lucrăm împreună și să fiu eu ca un fel de producer. Da. Când eu am aflat, după ce am aflat, că persoana asta câștiga de două ori mai mult decât eu. Asta era producerul meu. Dar odată m-a întrebat, nu de mult, zici că ochelarii de femeie, de unde eu l-am apărut în casă? Eu zic, dar tu ești acasă toată ziua, fiecare zi. Eu nu știu cine... Nu, ia te vezi, într-o așa un cușuleț. O trecut trei zile și eu zic, da, asta eu am cumpărat ție, tu nu ții minte că te îmbrăcai, da, eu acum țin minte. El s-a uitat și când a deschis fermoarul acela, și acolo un miros, dar Surucianu nu are miros. Și el stătea cu tăcean ca ce e, știi, cu ăsta. Și ho-ho, ho-ho. Și eu zic, gata, oho, deja. Cât ai zis că costă diamantul ăsta tot de urechi? Prima revistă online pentru femei din Republica Moldova, Unica.md, proiectul Maestro, episodul 9. Mulțumim din suflet vinăriei Maestro Wine pentru faptul că este alături de noi. Mulțumim teatrului Alexi Matievici pentru gazdă și plecăciuni cordiale prietenului nostru, Sergiu Țurcanu, interpret și autor de muzică, pentru costumul muzical al acestui proiect. Despre invitatul meu de astăzi. În 2022, el a devenit septagenar. 40 din cei 70 pe care are sunt consacrați muzicii. Are la activ în jur de 370-380, în jur de 400 de cântece scrise, pentru că mai are și prin sertare, pe care nu le știe lumea încă. Deci, aceste cântece întregesc 20 și ceva de albume, scrise de-a lungul acestor ani. Și dacă le-am repartiza aceste cântece, câte unul în fiecare zi, un an întreg am începe ziua cu un cântec de-a lui, dar poate chiar și cu două. Iată care este portretul lui muzical. În anii 80, adică acum 40 și ceva de ani, cântecele semnate de el erau interpretate și admirate pe întreg spațiul postsovietic, deși numele lui era necunoscut. Potrivit unei agenții de presă de la noi, anul 2009 a fost declarat anul celui mai solicitat compozitor. De fapt, anii 2000, începutul anilor 2000, au venit în biografia lui de creație cu multe surprize și cea mai interesantă surpriză probabil este faptul că statul i-a acordat la începutul anilor 2000 de două ori același titlu de artist emerit. Este singurul artist de la noi cu asemenea aventuri în biografie. Corifeul muzicii ușoare, Ian Raiborg. Salut, Ian! Salut!
Eu nu știu dacă o să fie văzut, eu m-am rășit că așa frumos ai vorbit despre mine. Zic, nici nu mai trebuie să mai cânti de acum. Da, eu nici nu cânt. Astăzi am venit să vorbim. Hai să vorbim. Deși o să te rog să mai cânti ceva așa, măcar aluziv. Ian, cum suporți căldurile? Uite, eu în plin de călduri am răcit. În primul loc, eu nu suport căldurile, mai ales așa ca acum, când te uiți la... și vezi că e 40-41 de grade. Și asta eu am simțit chiar o zi, două zile în urmă. Mergeam în mașină și la mine aerul condiționat a murit. Și eu înțelegeam că el a murit după ce mor eu. Că... muriți pe rând. Nu, dar sufla numai aer cald. Da, și dacă nu suporți căldurile, unde dormi? În frigider? Nu, eu am aerul condiționat acasă. Și noaptea, că deja simt eu pe la oră 3-4. Nu-ți face rău la coardele vocale aerul condiționat? Eu, în primul loc, n-am coardele vocale. Cum nu le ai? Mă rog, eu am auzul, dar de cântat, hai să zicem așa, acum ai vorbit că eu am scris chiar și foarte multe, sute de piese, unde eu, de la început, eu scriam pentru altcineva, auzeai pe altcineva cântând. Da, păi cum? Și eu niciodată nu mă gândeam că eu cândva am să încep să cânt. Dar cine a fost nașul de botez în ale cântatului pentru Ian Raiburg? Cred că o mare parte din viața mea și tot ce s-a întâmplat în viața mea era Ion Surucean. Când am început eu să scriu muzică, tot întâmplător s-a întâmplat, tot la mine s-a întâmplat în viața întâmplător. Aveam niște melodii în cap, care, mă rog, eu aveam și atâta. După ce începeam ceva să cânt într-o limbă, nu știu, găsim... Alo! Alo! Salut! Noroc! Ion Surucianu aici, nu mai aminti de tine. Nu cumva ești cu Raiburg? Cu Raiburg. Alo. Ioan, în afară de faptul că sunteți naș și fin... Da. În afară de faptul că la începutul anilor 80, eu, de exemplu, așa am aflat despre Ian Raiburg, atunci când te-ai lansat tu cu cântecele Ce seară minunată, Luna, nu, sau Clar de lună. Nu-l numi pe toate că nu-ți ajunge timp pentru emisie. Da. Păi, nu, cele mai... Păi, noi cu Ian Andrei, ascultă, Ian e alături. E alături. Și o să spună că noi cu Ian ne cunoaștem din anii 68-69. El, pe atunci, eu eram solist la formația Noroc a lui Mihai Dolgan, dar Ian era solist împreună cu Chitaiți, Ian nu știe ce e, la Fortina. O formație foarte și foarte bună pe timpuri, numai că noi eram pe lângă Ministerul Culturii la Filarmonică. Dar ei pe lângă Casa Tineretului, mi se pare că așa era. Așa era eu. Activitatea artistică, dar era o formație. Alu Milștein? Da. Da. Uh-huh. Da, și noi de atunci ne cunoaștem. Dar cine l-a îndemnat pe Ian Raiburg să cânte? Pentru că el era chitarist. Măi, ia ascultă, erau pe timpuri, era pe atunci, chiar dacă pe atunci erau în modă. Au început să apar niște tandemuri. Am cântat și muzică de-al Dolgan, dar după aceea au început să-i scrie mai mult soții, bineînțeles. Anatol Chiriacu scrie muzică frumoasă și trece pentru ei și se mai duce și la Sofia Rotaru, dacă atare pentru Silvia. Ion Alde Teodorovici mai mult pentru Toina, Dumnezeu să-l tăcnească. Uite, au fost, dar astea erau, să zic așa, tandem, bărbat, femeie. Tandemuri de familie. Da. De atunci ea nu știu de ce, cred că din motivul că eram modest din care afară, sau poate încă Dumnezeu încă nu-i dăduse tot absolut. Imbold. Da, din bold harul ăsta să scrie muzică, nu știu. Că după aceea, Ian, mai târziu, deja noi ne-am desființat ca orchestră și Ian se apropie odată de mine și spune și eu am o piesă. Nu-i vreo, ca Ian și știe care știu. Intitulată melodie. Exact. Și îmi spune că este o melodie, uite și s-o primit. El așa modest întotdeauna. Eu nu știu să primi, ceva nu s-a primit, și s-o primit. Întotdeauna e mulțumit Domnul Dumnezeu că i-a dat harul să dumnezeiesc lui Raiburg să scrie muzică frumoasă, simplu și frumoasă, să fie îndrăgită de public spectator. Și eu să spun,
cei mai mari bucurii. Mă bucur că Ian a scris muzica asta toată. Dar cei mai mari bucurii, Andrei, știi care? Care? Că toate melodiile astea le-a cântat Ion Surucianu. Îl cunoști pe băiatul ăsta? Am auzit de el. Ai auzit? E un prieten de-a ta, ceva. Uh-huh. Uite, s-a născut tandemul ăsta și uite, noi aproape 50 de ani suntem împreună deja ca compozitor și interpret. Și eu toată vremea i-am mulțumit și mulțumesc și am fost recunoscător lui Ian pentru tot ce a făcut el pentru mine ca interpret. Tocmai vroiam să te întreb prin ce sunt deosebite pentru tine cântecele lui Ian Raiburg. Cum să-ți spun eu? Băiatul ăsta, el scrie muzică frumoasă. Dar muzică frumoasă știi prin ce e? Prin simplitatea ei. Așa ai spus, da. O linie melodică simplă, fără multă matematică în armonie. Eu am oia cântecele lui Ian, cântate. Voi știți că ce seară minunată e acum de 15 ani, dar e de 30 de ani. Uh-huh. Noi cu Ian, dar e acum pur și simplu vreo 15 ani în urmă a stat mai populară. Da. Și multe alte melodii. Dacă cumpărați flori, băi, eu îi întorc lumea cu 40-45 de ani în urmă pe la concerte, că le spun. Pe mulți vă întorc, dar nu pe toți, că sunt și tineri. Auzi, Ioan, voi sunteți împreună în tandem de creație 50 de ani, aproape 50 sau peste 50? Da. Voi nici nu aveți dreptul să vă certați. Păi nu, noi ne-am mai certat. Dar păi, eu aici vreau să ajung și eu, că v-ați mai certat, nu știu cum. Eu sunt bucuros de Ian, că el într-o vreme foarte, nu a fost timpuri, când retreie din cale afară, că uite-mă, eu mă uit că tu ai și nepoți și nepoței, că Ian are nepoțel, maică, și un băiat crește frumos. Și asta e tot bucurie, asta e foarte mult, că înseamnă că și-o trăit viața și-o ajuns sub el, asta e foarte mult înseamnă. Da. Și eu mă bucur pentru lucrul ăsta. Ion, îți mulțumesc. Da, da. Spune lui. El te aude. A, el aude. Da. Eu te aud, Ion. Ian, la tine, la mine, adică oaspeții mai intră pe portiță. Portița e deschisă. Dar tu știi că pentru tine, la mine nu portița, la mine poarta e deschisă. Eu întotdeauna îi deschid poarta, că el se intră cu mașina, are mașină de lux, nu o lasă în stradă. Aha. Se intră în ograde. Nu de altă, că nu fură la noi nimic, dar un câine, doi, îți iei un autograf și-i pișorat, se da. Așa că noi te așteptăm. Ionel, eu îți mulțumesc mult, dar chestia între aceea că eu de câte ori vroiam să vin la tine și Nadia zice că Ion e plecat. Și asta înseamnă, eu nu pot să merg după tine în România. Mai scurt, vă înțelege voi cumva. Da. Vă așteptăm. Bun, Andrei. Ion, succes. Succes și ție, îți mulțumim pentru că ai intervenit aici. Da. Mulțumim. Sănătate. Bravo. Noroc. Uite, ai adus vorba de Ion Surucianu și zic, de să intrăm cu el, să vorbim cu el. Bine, că n-am vorbit de Biden, tu aștept să vorbească lui Biden. De ce l-ai cunoscut și pe Biden? Nu, slavă Domnului, nu. De altfel, o să vorbim despre America, capitolul tău din America, dar în America ai cunoscut pe cineva din somități? Pe cineva din... Ai în vedere de oameni din politică? Oameni, da, nu neapărat politici, din vedetele lumii. Cum să spun eu, că ai fost 12 ani acolo. Cât? Vreo 12. Eu cred că mai mult. Mai mult? Da. Aproape 19. Chiar 19? Aproape, da. Dar eu vreau să spun altceva. Eu am vizitat foarte multe spectacole, niște vedete din America. Uh-huh. Dar să știi că vorba aceea că americanii nu primesc în viața lor sau în muzica lor pe oameni veniți din alte țări. Da. Deloc. Știu. Eu am colaborat mai puțin, mai mult cu niște artiști care după ce erau vedete și în Rusia și până ziua de astăzi. Am lucrat cu Igor Butman, dacă știi despre cine merge vorba. Da. Care acum are orchestra lui și el e un muzician mare, un muzician, un saxofonist și un compozitor și mai departe. Dar am lucrat într-un restaurant, că cel mai mare nivel în Statele Unite, uh-huh, dacă noi vorbim de muzica ușoară, pop music.
Dacă noi vorbim de muzica clasică, da, sunt muzicanții, sunt, am vedere, și instrumentiști, și vocaliști care veniți din fosta Uniunea Sovietică și care au intrat în viața americană mondială. Dar asta muzica clasică. Dacă noi vorbim de muzica ușoară, era o perioadă unde fiecare, și eu, mă rog, inclusiv și pe mine, eu credeam că acolo o să fie tot ce e legat cu muzică. Dar la mine, după ce am plecat în Statele Unite, dacă deja vorbim noi ceva puțin de istoria mea, eu am plecat încă din Uniunea Sovietică, eu n-am plecat cum acum pleacă fiecare zi cineva. Și pe 90, 91 a plecat. 90. Da. Încă era Uniunea Sovietică. Și eu cred că am plecat destul de repede, în 3 luni de zile tot s-a făcut. De la momentul când am spus că plec și până în plecare au trecut 3 luni. Că multă lume care așteptau niște ani și ani de zile, dar eu am plecat repede. Așa era, mă rog. Dar de ce ai plecat? Ai fost forțat? Ai avut nu, eu am probleme? Plecat, știi, probleme nu erau probleme, dar tot cu ce mă ocupasem eu, într-un moment a apărut altă perioadă aici în Moldova. Mișcarea, revoluție, mă rog. Și un cunoscut de-al meu, un om cunoscut, nu vorbim cum îl chema. Da, da, nu contează. Mi-a spus, zice, că ce cauți tu aici? La noi revoluția trebuie să scrie muzica numai de patriotică, dar tu scrii de dragoste, de iubire. Cui trebuie muzica Eu am înțeles chestia între ce, că eu nu am de acord cu dânsul. Că nu contează ce se întâmplă, război, nu război, dar dragostea ea e rămâne, da? Dar nu știu ce, era un fel de, parcă cineva mi-a împins pe mine și eu am înțeles. Că în momentul, în ziua de cântăcare a fost, eu deja n-am ce să caut aici. Că asta era viața mea, muzica era viața mea și așa am un cântec care se numește muzica e viața mea. Da. Și am plecat eu, dar peste o perioadă că am muncit destul de greu. Începutul meu în Statele Unite erau destul de greu. Dacă cineva crede că așa e ușor și dolarii cresc pe copaci, asta înseamnă, asta e o prostie mare. S-au uscat copacii care fac dolari. Eu nu știu dacă cândva erau pe copaci, dar am lucrat destul de greu. Până când am găsit un loc într-un restaurant, căram căruciori în supermarket, lucram într-un frigideri mari, nu frigider, dar frigideri mari unde era carne în supermarket și căram eu bucăți mari de carne la departamentul unde se vinde carne. Am lucrat la o fabrică de jucării unde erau niște transportieri și aici venea corpul, de aici capul și eu băgam așa. Eu veneam acasă încă făceam așa. Asta era începutul meu. După ce m-a telefonat o persoană și a spus că cineva vrea să facă cunoștință cu mine, un om, un muzician. Și eu am venit la omul, trăiau într-o casă privată a lor, într-o pădure. Și el zice că tu cânti, eu zic că cu voce nu prea cânt, eu cu instrument, da, pot să cânt, eu știu ceva, cu chitară pot să cânt, cu pian pot să cânt ceva. Și el zice, dacă poți. Peste 10 minute sau 15 minute zice că acum am înțeles că tu ești muzician. De ce? Că asta era special făcut. Să vadă ei, eu spun, nu mint că sunt muzician, că acolo erau niște momente, eu vorbesc deja o viață americană, erau niște momente unde ei dădeau un fel de ajutor, că, mă rog, eu limba cam aproape nu știam, și un fel de ajutor financiar. Și eu când am spus că eu mă ocupați cu muzică, ei au încercat să verifice, eu spun adevărul sau eu mint. Și omul ăsta care, la care am venit eu, el tot era muzician, nu știu de undeva, din Siberia, a venit cândva, și au spus, zici că tu știi, mi-a plăcut și am o nuntă americană, că acolo americani, zici că ai să cânti cu mine. Dar pentru că să cânti cu mine trebuie să cumperi un costum, un papion să ai tu, chitara să ai tu și mai departe. Eu am promutat banii, că n-am avut eu pentru tot. Am cumpărat și am venit la nunta asta, erau americani, eu prima dată m-am mirat când am văzut eu femei, am vedere femei americani,
îmbrăcate în rochii de seară, de seară, cu niște sneakers, cu niște crosofi. Așa, așa, eu, da. Eu zic, poate uitat acasă, eu că nu înțelegeam eu. Noi o să revenim la povestea americană a lui Jan Raiburg. Eu credeam că tipul ți-a zis, dacă vrei să cânti la mine, trebuie să bei cu mine mai întâi. Hai să ridicăm un strop de vin maestro de la partenerul nostru, maestro Wen, pentru frumoasa epopeie a vieții lui Jan Raiburg. Dar asta nu e epopeie, asta e adevărul. O epopeie adevărată. Am revenit, ne-am oprit exact când Jan Raiburg, invitatul meu de astăzi, începuse să-și depene povestea americană, dar zic să vorbim mai întâi despre povestea moldovenească a lui Jan Raiburg, ca pe urmă să revenim și la cea americană. Jan, ai fi putut deveni un acordeonist, pentru că ai studiat acordeonul la școala muzicală. Da, era așa ceva, nu iubeam eu. Acordeonul. Dar știi, nu că acordeonul nu iubeam. Muzica nu iubeam. Muzica iubeam eu. Dar pe mine mă nerva profesorul. El permanent era beat. Și permanent eu veneam și iarna, știi, în sat. Așa. Nu că aici în oraș. Veneam cu săniuța aceeași, că eram acordeonul cel mare, la școala muzicală. Și el îmi spunea, zice că, eu zic că am venit la lecție, zice că mâine să vii. Și eu mergeam acasă. Venea de la Măcărești? Asta deja la Nisporeni era, noi deja ne-am mutat. V-ați mutat la Nisporeni atunci? Da. Și eu veneam acasă, nu spuneam deloc nimic. Acordeonul cel era mai mare decât mine. Și deam acolo cu notă zi. Veneam a doua zi, zici că ce ai venit? Eu zic, mi-a spus să vin mâine, zici că. Asta mâine să vii pentru ce ai venit astăzi. Și așa s-a întâmplat de multe ori. Și după ce eu nu puteam să sufăr deja acordeonul, afară de... Puteai să detești muzica, de fapt. Muzica era în viața mea din copilărie. Chiar părinții mei, Dumnezeu să odihnească pe dânsii, chiar vor, țin minte și pe bunici, la noi în familie nu era niciun muzician. Dar mama cânta foarte bine și tata cânta la acordeon. Mă rog, la ureche, dar cânta bine. Și eu ascultam, mă ales, mama cânta niște romanse românești din pe vremuri, nu știu când, niște cântece care erau în tinereța ei și eu prindeam tot, intra și rămânea la mine, parcă prin mine trecea tot. De asta și eu, iată, Ion a spus că melodiile sunt simple, dar care intră și nu iesă. Că muzica care era înainte în România, vorbim acum ca așa cum este. Da. Chiar și de multe ori sunt invitat în România și îmi spun oameni care mă invită, și la spectacole, și la niște evenimente, nu contează, zice că la voi în Moldova muzica e mai frumoasă decât la noi. Am vedere acum și când cele mele care se cântă deja niște decenii. Cândva ascultam foarte mult muzica românească, muzica ușoară, și era foarte frumoasă. După ce s-au schimbat vremuri, moda, nu știu ce, și acum, așa și ca italienii. Da, îmi placea muzica. Mirabela Similem, era Bela Dauer. Asta, uite, Luigi Ionescu, Sorina Dan, Aida Moga, eu țin minte, eram copil. Eu țin minte când a venit la Chișinău o formație din România, eu nu știu câți ani aveam eu, 16, 15, nu știu. Și conducătorul formației era Horia Moculescu. Uite, s-a întâmplat așa că peste niște zeci și zeci de ani eu am fost invitat la un festival în Brăila, unde el, acolo era juriu și el era președinte juriu și eu lui, eu țin minte și muzicanți, muzicieni care cântau, cine la bas gitară cânta, cine la dobă cânta, cine la saxofon cânta. Și el se uita la mine și zice, cum tu ții minte de oamenii ăștia? Eu zic, așa țin minte, că mi-a plăcea concertul ăsta. Ei au fost trei zile și trei zile eu vineam acolo la concertul ăsta cu banii, bunica îmi dădea banii să cumpăr eu bilete. Asta înseamnă că mie îmi plăcea toată viața muzica melodioasă, muzica care rămâne în sufletul omului, în capul Dar omului. Dar nu
te gândeai atunci? De vor veni timpurile când vei scrie nu, și tu nu, muzică? Nu, eu chiar și, mă rog, eu când am terminat școala liceu, cum spun, eu învățam într-un institut care n-are nicio legătură cu muzică, sunt noi aici în Kiev, în Ucraina, institut de construcții. De altfel ai fi putut deveni un inginer constructor. Dar eu am devenit cu diplomă, dar încă o dată nu-mi place asta. Și nici asta nu-ți place. Eu când am venit și am terminat institutul, eu am aranjat pe mine, mă rog, la institut care se numea Mold Gipro Pisciprom. Și eu veneam acolo, mă așezam la masă și era acolo de vreo 6 colegi care erau mai în vârstă decât mine. Eu eram încă pățan, copil. Eu am terminat institutul în vârsta de 20 de ani aveam eu. Eu la 16 ani am intrat în institut. Am terminat școala la 16 ani. Dar eu, ce tocmai la Kiev? Părinții mei au avut niște prieteni de unde băiatul lor se ducea acolo și eu așa... Hai că-l dăm pe a nostru, hai să-l dăm pe a vostru. Și ei erau foarte mândri. Eu când veneam, dar știi, eu când veneam din Kiev la Chișinău, mi se părea că eu venit la un sat. În provincie. În provincie, așa și este. În comparație cu Kiev. Păi da. Asta e una. A doilea, asta a fost un bilet în viața mea, deja fără părinții, fără bunici, fără să nu spune de unde ești. De... Adică din asta capul era interesant. Viața studențească era interesant. Dar și acolo eu am făcut o formație și noi acolo am făcut program. În Kiev. Da, și mai mult cântam decât eu. Eu și acum, să spun eu, ca inginer, mai ales la mine, profesia mea era destul de interesantă, că asta facultatea de... cum în limba română, santehnică, da? Da. Te ocupi numai cu unitaze, cu instalatori. Cu apă, instalatori. Da. Eu nu știu, eu dacă ceva se întâmplă acasă, eu chem pe oameni profesioniști, eu nu știu cum să mă bag acolo. Asta e una, a doilea moment... Eu stau din opera aceea, da. Nu, de asta și eu zic, așa cum s-a întâmplat, așa viața pe mine m-a aruncat dintr-o parte în altă parte, dar cu muzica aia m-am legat eu și așa și-o a fost. Când Ion acum povestea că era noroc ca formația profesionistă din filarmonică și era furtină din Casa Tinerețului, unde noi tot eram destul de muzicanții, vorbesc de formația, de colegii mei, erau destul de profesioniști băieți cu studii muzicale și noi, fiindu-se că totuși eram într-o Casa Tinerețului, mă rog, asta, noi hrăneam toată Casa Tinerețului. Tot ce acolo a fost, ansamblu de vocale, ansamblu de dans, noi hrăneam. Știi de ce? Că noi, și Milstein era conducător. Aduceați bani, adică? Noi aduceam bani mari. Că noi, concerte la noi, spectacole, erau și în Tallinn, și în Vilnius, și în Riga, și în Leningrad, încă era, și la Moscova, și în Kiev. Acolo erau, măi, poliția sau miliția, cum se numea, picai, erau călăreți acolo, că așa de multă lume venea la noi în concertele noastre. Și asta ne-am prietenit și cu băieții din noroc, până ultima zi a lui Valentin Goga, care a decedat așa pe scenă. Ziceai că la Kiev ai creat o formație muzicală, cum se numea? Asta am creat formație muzicală de studenți. Erau studenți veniți... Cântai la chitară? Eu da, cu chitară, dar acolo erau băieții din Ungaria, din fosta Iugoslavie. Ce cântați? Cântam diferite cântece care, mă rog, acolo făceam niște, la niște concurse, acolo erau concurse între universități, între instituții. Noi, am înțeles. Da, și noi stăm un loc întâi, permanent la noi era. Mă rog, eu înțelegeam că inginer de mine nu se primește. Nu ies. Nu. Și tot testai terenul și pe mine, muzică. Porecla asta, care, chiar și profesori care erau, zice că muzicant. Atât făcea ceva nebă. Iată, eu eram deja muzicant. Erai muzicant. Muzicant. Știi, vorbeai despre faptul de ce ai urât acordeonul din cauza profesorului tău și mi-amintesc ce îmi povestea odată Adriana Ochișanu, care, fiind mică, mergea să cânte la vioară. Și de câteva ori profesoara a numit-o cu cuvinte urâte. I-a zis, Vaco, cum ții vioara? Și Adriana a urât vioara pentru toată viața. Deși poate ar fi fost o violonistă bună. Știi, este așa un cuvânt. Stimați profesori de muzică, nu îngropați, vă rog, talentul copiilor, discipolilor dumneavoastră prin replici jignitoare și atitudine obscenă
față de improprie, față de instrumentul muzical și față de copii. Vă rog frumos. Este un moment, așa, mă rog, părerea mea personală, da, este un cuvânt care se numește soarta. Fiecare destiny. Cu soarta lui. Da. Asta era soarta mea sau soarta cuiva care, mă rog, eu eram mare un prieten, mă rog, eu am avut prieteni, oameni mai apropiați cu care mă întâlneam aproape fiecare zi, oameni, colegi, prieteni cu care am lucrat mult. Eu stimam foarte mult până ziua de astăzi pe Valentin Dângă, care pentru mine, asta era un muzician mare. Pentru mine, noi lucram împreună. A fost un muzician mare. Și odată el m-a întrebat, băi, el putea să facă aranjamente și la orchestra simfonică, el facea ce vrei tu. El era, cânta cu degetele astea scurte care avea, dar el cânta la pian ca un Dumnezeu. Și odată m-a întrebat, zice, de ce la tine ies în niște șlagere și eu tot, el scria. Eu zic, Valentin, știi care e diferența? Eu mă gândesc de melodia, că melodia asta e importantă. Uh-huh. Armonia poate fi mai simplă, dar oamenii nu sunt toți oameni muzicieni, muzicanți, da, care ei ascultă. Dar tu atingi armonia unde fiecare tact se schimbă acordul, dar melodia se pierde după armonia care tu ai spus. Și de asta omul nu ține minte, el a intrat într-o ureche, a ieșit din altă ureche. Asta cândva vorbeam noi. Cu Ștefan Pitrac eram prieteni, chiar foarte mult s-a stat la noi în casă, au trăit. Și cu mulți... Dar eu îmi dau seama că ai fost prin mai multe trupe muzicale, o să le enumerăm mai târziu, și nu puteai să nu ai prieteni mulți. Dar uite, eu ziceam că un compozitor de talia, de anvergura ta, Jan Raiburg, dacă se năștea undeva în Occident, avea să huzurească la săi 70 de ani, eu pe lauri, culcat, cu cele 100 de procente, aproape 400 de cântece pe care le-ai scris, puteau să-ți aducă și ție și urmașilor tăi venit, nu? Să vorbim mai simplu, eu aș fi multimilionar. Cred că da. Da. Te-ai gândit la asta? Eu, mă rog, eu m-am gândit de asta, dar eu nu pot să schimb deloc nimic. Dar eu, asta înseamnă că ești nemulțumit de soarta ta. Nu, dar de ce? Soarta e soarta. Unică ce e, noi vorbim acum în comparație, dacă eu m-aș naște în altă țară, asta e și destinul, să fiu acolo destinul, și să scriu tot ce am scris aici și să fie acolo cunoscut, eu aș fi multimilionar în ziua de astăzi. Dar la noi drept de autor există pe hârtie și atâta. Ai venituri de la drepturile de autor. Cât a primit Jan Raiburg în anul 2022 sau 2021 de la drepturile de autor? Eu niciodată, știi, eu am fost o perioadă lungă într-o asociație drept de autor, unde aproape 9 ani de zile. Asta eu țin minte precis și nu mi-e rușine să spun, dintr-o parte mi-e rușine. Eu în 9 ani de zile din asociația asta am primit 53.000 de lei. 53.000? 33.000 de lei în 9 ani. Așa. Asta eu nu știu dacă împărțim în luni. 4.000 de lei pe an. Eu cred că așa. Acum eu sunt în alta asociație și încă o dată în frute cu un bun cunoscut de-al meu. Noi nu suntem așa prieteni mari, dar stimez pe dânsul, pe Liviu Știrbu vorbesc eu, de Liviu Știrbu. Și eu am înțeles că totuși nu degeaba eu am făcut tot. Nu degeaba că oamenii ăștia cu respect, totuși am început să primesc puțin mai mult. Nu zic că mult, dar puțin mai mult. Azi din ce trăiești, Jan Raiburg? Iată, sunt invitat la niște spectacole, nu aici, la noi. În România? În România, da. Am fost în multe țări, am fost și în Italia, am fost de multe ori în diferite orașe. Și în Portugalia am fost, și în Spania am fost, și în Franța am fost, și în Irlanda am fost. Mă rog, unde n-am fost eu? Asta e una. A doilea moment, asta nu-i secret, că la noi se fac și nunți uneori. Și cumetrii și mai departe, unde mă invită pe mine. Nu așa des cum înainte, dar totuși mă invită, că multă lume e plecată și tineri deja nasc acolo undeva și nu aici. Și acolo deja fac viață. Vorbesc de populația oamenilor. Da. Și iată, așa trăim noi. Trăim cum trăim noi. Mi-am amintit, Jan, despre o întâmplare pe care am avut-o, cred că era cu puțin timp înainte să plece în lumea celor drepți, marele rapsod Nicolae Sulac.
pe care l-am cunoscut personal și cu care m-am întâlnit în piață, în poarta pieței centrale, pe strada Armeană. El era, venea din centru. Zic, salut, Bade, eu îi zicem Badea. Noroc, Andrușa. Era tare mâhnit. Zic, unde te duci? Mă duc la Tudor Tătaru, în Beș. Zic, dar ce ești așa mâhnit? Ia că întreabă-mă de unde vin. Zic, dar de unde vin? Vin de la guvern. Știi și pensia am eu? 170 de lei. Eu m-a scuturat de spate atunci când mi-a spus că Nicolae Sulac, de fapt, nu cunosc mai multe detalii, dar cu puțin timp înainte să moară, mi-a zis cu gura lui, în poarta pieții centrale, că are 170 de lei pensie. Fusese la guvern să vorbească la tema asta, probabil. Eu nu pot să spun deloc nimic, eu nu sunt cunoscut sau... Poate pe mine mă știu, dar eu nu știu. Că în viața asta, astăzi omul e ministru, mâine el nu știu cine și nimeni nu ține minte și cine asta și a fost, nu a fost, este sau nu. Eu deja am lăsat în urma mea deja o viață plină de muzică, plină de cântece, care trăiesc deja niște decenii. Și asta înseamnă că asta e soarta mea. Eu nu judec pe nimeni în viața asta, nu plâng. Slava Domnului, eu am bucat de pâine, dacă vorbim așa abstract. Ce să mănânc eu? Am mașină care pot să merg. Am casa unde trăiesc, nu casa, dar era un caz interesant, pot să-ți povestesc. Odată m-am întâlnit cu o persoană, mă rog, stăteam de vorbă, eu nu știu cine e persoana respectivă, dar s-o apropia de mine, știți, îmi pare bine. Că vă văd, ei bine, zici că trăiți, eu zic, trăiesc aici într-o casă. Mă rog, eu poate și că am greșit, trebuia să spun eu un bloc. Am spus într-o casă, mă rog, cum să înainte spunea. Zici că dacă casa e mare, eu n-am înțeles, zic că nouă etaje. Știi ce mi-a spus el, zici că, dar pentru ce vă trebuiește nouă etaje? Chiaburu! Eu am intrat în jocul ăsta, zic, dar știi, îmi place, am și ascensor acolo și îmi place să mă plimb cu ascensor. De la un etaj la altul. Cred că omul ăsta s-a dus, nu știu unde, am plecat și el povestea la oameni că ăștia la are nouă etaj. Băi, raibul, trăiești într-o casă cu nouă etaj, da, cu nouă etaj. Da, și toate a lui. Da, da, da. Ale lui. Vezi, asta înseamnă, trebuie să știi cu cine vorbești, în ce limbă să vorbești, dacă omul nu... Sunt oameni care... Până la urmă, omul aude ce e ce vrea să audă, dar nu ce dar e nu ce trebuie. Dar nu chestia că sunt oameni care nu înțeleg umorul. Și asta oameni foarte periculoși. Nu există astăzi pârghii care ar putea să ajute artiștii noștri. Uite, peste hotare, artiștii, actorii, interpreții, ăștia de calibru, da? Au impresari, au manageri care se ocupă de promovarea artistului cutare. Deci el îl vinde, el îi creează turnee, îi creează una alta. De ce la noi acest lucru nu eu este posibil? Eu am încercat odată, cineva mi-a propus câțiva ani în urmă, mă rog, nu țin minte, 4, 5, 6, 7, 8 ani în urmă, cineva mi-a propus, hai să lucrăm împreună și să fiu eu ca un fel de producer. Da. Eu m-am gândit, bă, poate așa și normal, că eu n-am eu timp să mă ocup eu cu business-ul ăsta și mai departe. Am fost în niște locuri unde mi-a spus persoana, când eu am aflat, după ce am aflat, că persoana asta câștiga de două ori mai mult decât eu. Asta era producerul meu. Deci ca să fii cineva și ca să demonstrezi lumii că meriți să-ți faci de-a lungul vieții o bătrânețe asigurată, trebuie să te naști în altă parte? Nu cred. Asta, eu, dacă noi vorbim, fiecare care a plecat, asta nu înseamnă că a devenit la un moment unde el s-a făcut bogat și vestit și mai departe. În America, încă o dată, eu repet, acolo nimeni nu s-a ridicat de muzicanții aia care au plecat din fosta Uniunea Sovietică, afară de clasici. Am lucrat cu Sasha Minkov, care acum e Alexander Marshall, care știe toată, mă rog,
Am lucrat cu Butman, am lucrat cu Alioșin, care tot la Moscova. Eu cu Nicolae Noscov. Asta ei aveau o formație Par Gorkova, dacă ți-i minte. Da. Și au plecat în America, credeau că ei acolo o să facă furor. Furorul s-a terminat și ei așa, unul după altul, peste un an, peste 2 ani, au plecat înapoi. Înapoi, acolo n-ai ce să faci. Asta înseamnă, acolo unde te-ai născut tu, sau acolo unde tu știi despre ce vorbești tu, tu știi ce faci tu, pentru cine faci. Acolo asta trebuie să ai sau niște oameni bogați care te ajută acolo și tu ai intrat. Numai odată ai intrat acolo și deja nu ești, gata, tu deja... Ești acolo, intrat. Da. Dar dacă n-ai pe nimeni, asta înseamnă că lucrezi ca mine, cari căruciori la un supermarket. Eu țin minte că era o perioadă, un moment în viața mea, când pe mine m-au invitat să lucrez în ansamblul Veselii Ribeata, care era așa un ansamblu. Uh-huh. Eu m-am gândit, dar pentru ce să plec eu la Moscova? N-am pe nimeni acolo, sunt sigur aici, eu tot lucrez asta, uh-huh. Aceeași țară. Deja lucram încă o dată cu Ion în Real, care deja după ce i-a dat voie să aibă formația lui, când s-a făcut cunoscut. Și eu m-am gândit, pentru ce să plec la Moscova? Undeva, astăzi eu am venit, mâine el mi-a dat afară, sau mă rog. Dar eu nu sunt crutoi, nici zăcrucine, nici crutoi. Eu sunt așa cum sunt. Da, dar ai cântat, ai fost la Moscova, ai cântat în ansamblul Azizei, de câte vorbește istoria. Nu, eu am lucrat... Sau cu Kirkorov ai lucrat. Cu Kirkorov, da. Am lucrat o perioadă cu... El era tânăr încă, el avea deja ambiții lui. Când eu am făcut cunoștință cu dânsul. Poate nu chiar atât de mare ca astăzi, da. Asta e diferența mare. Avea 23-24 de ani, acum are 55 de ani, este diferența. Atunci el colabora cu Petrică Teodorovici. Exact. După când Petrică a plecat, Petrică zice că tu nu vrei să mergi cu băieții. Și am luat pe băieții de aici și am adus pe dânsul cu ansamblu. Anul 90? 91? Asta nu, asta era înainte. Înainte de 90. Eu am plecat deja în 90, am plecat. Dacă știi de Oleg Baraliuc, eu pe dânsul am tras de ureche acolo la Moscova, la Kirkorov. Și eu după ce el a lucrat mulți ani acolo. Mulți cu ani cu Ala Pugaciova, cu Kirkorov. Da, cum? Eu zic, și după ce era o perioadă, era un moment când eu încă am înțelegeam că da, am fost niște turneuri, după ce cu Aziza o bucată, o perioadă, care era pe unda ei, asta e ca un fel de basmaci, eu nu știu cum să spun eu ce e. Era un cântec, milă măi tvoia o lepca și cu milă măi tvoia, numai un cântec trebuie să ai tu, care și tu te faci cunoscută și ritmită și primită și mai departe. Să știi cum să-l cânti și când. Asta da. Și peste o perioadă scurtă, eu am plecat în Statele Unite. Eu am înțeles că și aici n-am ce să fac deja și acolo, nu știu, nu-mi plăcea chestia asta cu vii, parcă te duci de la Moscova într-un turneu, după ce te întorci aici înapoi și stai aici, aștepți când acolo o să fie ceva. Era o perioadă pentru mine. Ei, cel puțin aici se vorbea că, bă, Raiburg s-a dus în America, bă, acum o să trăiască el boierește. Oamenii și până acum, iată, eu am fost, nu degeaba am spus de la început că am vizitat multe țări cu niște invitații, cu niște spectacole în Italia și în Verona și în Parma și în Torino și în Milano, în Roma, nu știu unde n-am fost. Am înțeles că numai în China și în Australia n-ai fost. N-am fost niciodată. Dar e departe. Dar nu de asta. Și eu am văzut pe oameni care au plecat de aici. Eu vorbesc de diaspora, cum se numește. Acolo există, cred că, încă o dată, nu sunt eu sigur, dar există vreo 5% de oameni plecați de aici care s-au stabilit normal. Hai să zicem acolo, trăiesc normal. Dar care nu și-au realizat în totalitate visul american. Am văzut eu niște oameni care trăiesc, care eu am niște cunoscuți buni de acolo, care au, el are compania lui de construcție. Și el eu are cunosc oameni care au făcut o mare carieră profesională. Și mai ales dacă tu ai adus pe niște copii mici, ei deja nu sunt moldoveni, ei deja sunt italieni sau francezi, nu contează. Acolo, dar am văzut o mulțime de oameni vai de capul lor, care lucrează la negru și care spun că eu sunt de la Italia, eu sunt la Franța, la Irlanda.
știi, dă Doamne tuturor sănătate și lasă să fie așa. Sigur. Dar asta nu e așa de... Și fiecare se atrage acasă. Să nu ne mințim pe noi înșine. Fiecare se atrage acasă. Încă o dată. Să luăm... Dar nu ne îmbătăm. Pentru acei care pleacă și știu să revină, pentru că știu. Dar mulți dintre ei care spun, zici că eu aș veni acasă, dar ce să fac? Unde să lucrez? Eu n-am unde și n-am cu ce. Iată, asta e unica care soluție. În rest, cred că vreo 80% aș veni înapoi. Argumentele nu s-au schimbat. Un strop de vin de la Maestro Wine, după care revenim. Chiar vinul e foarte bun. Da. Am revenit astăzi la podcastul Maestro, maestrul, compozitorul și interpretul Jan Raiburg. Jan, să revenim în copilărie. De fapt, ce visuri avea băiețelul de 10 ani de la Măcărești, Nisporeni, mai apoi Ungheni, așa zisul Jan Mihailovici Raiburg? Da. Ce vis aveam eu? Da. Eu nici nu țin tu la 12 ani ai plecat din sat, am înțeles că la Chișinău. La Chișinău am plecat în clasa 5-a, eram. Cam acolo. Undeva așa, da. Undeva, de 12 ani. Da. Porecla mea imediat era, când am intrat în școală, era țăran. Eu mergeam într-o șarovare, știi, și de satin. Și un ciupcic așa aveam eu aici. Mă rog, arată. Era în 1964. Erau oameni care trăiau în sat, în raioane, și erau oameni care trăiau în oraș. Da. Și asta era diferența între dânsii. Așa mi se pare mie, că eu totuși mă uit tot ce se întâmplă și în ziua de astăzi, și tot ce au fost 30 de ani în urmă. Oamenii s-au făcut acum răi și invidioși. Asta nu era, nu exista înainte. Nu era această invidie nu înainte? Nu exista, nu exista. Oamenii erau în sat foarte primitori. Ușile erau deschise. Așa. Fiecare te invita la un pahar de vin care a făcut el cu mâinile lui, cu picioarele lui și mai departe. Acum nimeni nu-ți dă deloc nimic și nimeni nu te invită. Fac garduri. Acum nu prea sunt oameni prin sate. Nu, acum sunt eu am fost de multe ori unde sate sunt goale. Da, da, da. Căsele sunt bătute, ușile sunt bătute cu scânduri și oamenii plecați. Oamenii au devenit mai suspicioși? Poate viața așa s-a... Viața a făcut. Viața e făcut așa. Dar pe cum? S-a schimbat foarte mult, s-a schimbat. Ok. Și cel mai mult s-a schimbat generații. Oamenii s-au schimbat. Generații. E normal, e firesc. E normal. Fiecare generație. Dar eu trăiam, Andrei, eu mă uitasem la părinții mei și am luat de la dânsii tot cel mai bun, mă rog. Eu niciodată de la tatăl meu n-am văzut să se răcnească pe mama, mai ales să tragă odată un pumn. Niciodată n-am văzut pe tatăl meu băut, băut poate da, dar să bea să fie. Niciodată n-am văzut. Și asta înseamnă eu tot intrat în mine. Deși tatăl tău da. Este veteran de război. Da. Este deținătorul, a fost, adică, deținătorul Ordinului Steaua Roșie. Da. Și medalie pentru cucerirea Japoniei, îmi pare că așa ceva. El, dacă vorbim de dânsul, el a avut foarte multe... Da. Dar a fost director de școală și învățător de istorie. Deci, el a fost aparent un om dur. El a fost și șeful secției regionale de învățământ la Nisporeni. El a lucrat la Ministerul de Învățământ aici și a fost un fel de, cum înainte spunea, un načelnik. Mama era toată viața profesoară de engleză. Da, da, la școală. Dar pe atunci se studia engleza? Eu nu Moldova întotdeauna a fost o țară francofonă. Odată eu am încercat, nu mă rog, știam eu 3, 4, 5 cuvinte și odată eu... Că la mine se preda la școală limba engleză, da, lecția de limba engleză. Era limba franceză, limba engleză, eu am luat limba engleză, mă rog. Fiindu-și că mama preda limba engleză, niciodată nu m-a ajutat pe mine și eu niciodată nu am vrut chestia asta.
Dar odată, un cunoscut de al meu a fost în hotelul Chișinău, care acum încă există, încă nu era în turistul care tot deja nu există, acela pur și simplu nu există, național, turist. Ei, există numai așa, ei, există, da. Aparent. Există, mă rog, e cu părerea de rău, centrul orașului și un dezastru. O, asta e altă problemă. Narcomanii acolo nu mai sunt, dar... Și m-am apropiat, erau o grupă din Japonia, japonezi. Dar înainte, un ceas japonez, asta era... Am un Seiko Citizen, păi da, 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 da. Nu vorbea nimeni de, din Elveția, ceasuri ăștia care sunt scumpi. Și stăteam de vorbă, dar acela vorbea puțin engleză. Dar eu aveam un ceas, se numea Paliot. Așa, simpatic, dar e sovietic. Dar acela avea un ceas frumos, eu mă uitasem la ceasul lui, Citizen se numea. Asta cetățeanul, dacă traducem din engleză, asta e cetățeanul. Dar asta e o firmă cunoscută. Și el zice că ceva vorbea și a spus că vrea să schimbă ca amintiri. Ca... Dar și el a scos ceasul lui, a văzut ceasul Paliot care arăta bine ca parcă de aur. Era făcut așa. Și eu am îmbrăcat ceasul ăsta, tu știi cum fericit. Eu am fost fericit, cred că, 2 minute. Numai de acolo am făcut 3 pași, pe mine m-a luat din 2 părți, niște zdravine așa. Și mi-a dus acolo după... A, cu bișnița! Dar pe cum? Mi-a dus după academia, după academia de stat și unul zice că ești farțovșic. Eu zic, care e farțovșic? Dar tremuram eu. Și mă uit, zice că ceasul frumos ai. Și eu m-am gândit în momentul ăsta. O să-mi ie din la mine ceasul ăsta. Și nici pe acela avea meu, nici pe eu deja am dat la japonezul ăla. Și numai să nu mă aresteze pe mine. Nu știu, parcă băieții erau normali, parcă s-au uitat la mine că eu n-am nicio legătură cu fărțașii aia, cu ăsta. Zice că niciodată să nu vă vedem aici lângă hotel, duceți-vă. Avea o față foarte și credibilă. Și eu cu ceasul și ăla mergeam, mă țineam de ceasul, știi? Îl țineți, nu-l vadă nimeni. Dar pe cum? Eu mergeam, eu tremuram încă vreo, eu știu, vreo jumătate de oră. Și mă uitați, nu merg după noi, nu merg după noi. Eu zic, de asta limba engleză, care eu am înțeles în momentul ăsta și că nu-mi trebuiește. Înveți limba, dar n-ai cu cine să vorbești. Atunci nu. Atunci nu. Dar când eu am plecat... Adică mai când, puțin, da. Da, eram eu cam într-o situație destul de dificilă, că limba, hai zic așa, nu știam eu. Acolo erau niște curse, trebuia să înveți limba, dar când eu... Când ai fost în America, adică. În America deja, da. Dar adică eu... faptul că mama a fost profesoară de engleză, da, nu s-a răsfrânt asupra cunoștințelor tale profunde deloc în domeniul limbii engleze. Deloc. Săraca deloc. Mama. Mama deloc era necăjită, probabil. Dar nu, cum să spun, i-am înțeles că... N-are cu cine... Să vorbească cu mine. Face plăcinte, da. Englezești. Dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Oamenii care veneau acolo în Statele Unite, care fugeați, ca, mă rog, emigranți, Suceau la niște curse de limbă și mai departe. Eu am fost de 2 ori și mi-era, cum să spun, nu, stăteam acolo și mă gândeam de altceva, cum să încep eu viața și mai departe. Bine, nu, dar cum comunicai dacă nu cunoști? Dar vreau să spun, eu nu comunicam cu nimeni. Eu m-am făcut mut. Eu eram mut, surd, mut. Niște americani ceva spunea, eu arătam, mama, că eu n-au... Nu. Dar știi ce? Eu mă uitasem în televizor. Și iată în momentul ăsta cu televizor, că am auzul eu bun. Muzical. Eu prindeam niște cuvinte, care după ce mă uitasem și zic, să traduc eu, ce asta, ce asta. Și așa în citișor, am început să înțeleg eu, nu tot, dar totuși ceva eu deja înțelegeam. Și peste 3 ani de zile, eu am înțeles. Dacă eu nu intru în viața americanilor, am în vedere să comunic cu americanii, dar nu cu oamenii veniți de aici, nu contează în limba română sau rusă și atâta, asta înseamnă tu trăiești într-o cutie de țigări. Și eu când am început să comunic cu americanii, erau niște momente unde eu deja am început să comunic cu dânșii. Și știi, peste un an de zile, la mine a început să iasă din mine tot ce s-a acumulat în
anii... Subconștientul. Da. Subconștientul s-a trezit și a zis că... Vreau să spun că era o perioadă, după niște ani de zile, când eu vorbeam în engleză aproape fără accent. Că asta, multă lumea care știe foarte bine, e soția mea foarte bine știe limba engleză, dar vorbește cu accent. Eu vorbeam aproape fără accent. Pentru că ai ureche muzicală și ai memorat cuvintele exact, altceva. Muzicalitatea așa cum este pronunțată în vreau original. Vreau să spun altceva. Că când noi ne-am întors, când trăim aici, încă o dată n-ai cu cine să vorbești. Și vrei, nu vrei, în citișor, uiți. Ceea ce n-ai știut. Și ce ai știut, tot uiți. Dar nu mi-ai răspuns totuși. Ce vise aveai când erai de 10 ani? Dar n-am avut eu vise așa. Eu... Vreau să fiu soldat. Soldat? Da. Ca tata? Tata nu, mă rog, tata era ofițer. Da. Cum să spun eu ție, eu eram destul de... Sunt niște copii dezvoltați așa, e pe dâns și, mă rog, el poate să vorbească cu tine, să facă niște prostii, dar eu eram așa, cum să spun, asta se poate, asta nu se poate. Așa eram deci eu. Deci era inhibat? Complexat? Eu eram așa. Așa crescut eram eu. Uh-huh. Dacă tu ai voie asta să faci, asta n-ai voie să deci faci. Deci asta e voie, asta dar nu e voie. Da, da. Așa eram, așa era, mă rog, educația mea din tata copilărie. Director de școală. Tare mi-e dragă fotografia asta a ta. Dacă mi-ai fi arătat-o și cineva și mi-ar fi spus cine asta, nu aș fi ghicit că ești tu. Nu, și eu uneori nu mă cunosc eu. Mă uit în oglindă și zic asta ce e. Asta zic eu. A, nu știu minte, asta a fost... Erai pur și simplu bestial, cred că umblau fetele după tine pe aici. Dar eu nu observam. Eu nu observam. Băiat cu chitară, frumos, dar dacă asta era moda, tu înțelegi, acum cu chitară deja înainte cântam. Dar când te-ai învățat să cânti la chitară? Pentru ca să fii mai blatnoi sau pentru ce? Da, de la început am învățat eu așa niște acorde, știi, ca pentru... momente din companie, știi, când... Ei, și fetele, când văd acorde. Un băiat la chitară, da, leșine. Eu țin minte, odată am fost invitat la o zi de naștere la o fată. Mă rog, eram tineri. Și au fost acolo de vreo 20 de persoane, hai zice, în perechi. Încă nu era nimeni, nu era căsătoriți, dar totuși se întâlneau. Și restul, băieții ăștia, erau matematici, fizici și ei vorbeau despre chestia lor, dar fetele, tineri, mă rog, și eu, singur care, pe mine matematica nu mă atragea, fizica tot, chimia și mai departe, și eu cu chitară făceam cor acolo și lângă mine stăteau și una spune, zice că, tu unde să găsesc așa ca tine, da uite-te la timpitul meu, da și ăla cu niște teoreme acolo, ceva stăteau. Asta înseamnă că asta ai tot ce era al meu. Ce place fetelor? Înainte, mă rog. Înainte. Acum fetele mele de vârsta mea deja. Cineva zice că puteți să dați un autograf. Nu, și acum fetelor le plac băieții isteți. Și acum. Nu, ascultă. Se apropie, nu știu minte, un băiat sau o fată. Zice că nu puteți să dați un autograf să ne fotografiem. Că acum fiecare e... fotograf, știți, cu telefonul, da. Facem un selfie. Eu zic, hei, vine, el e tânăr, zice că tare îi place bunicii mele. Eu am înțeles că eu sunt pățanul bunicii. Ai înțeles, în gustul nu, cui ești tu. Nu eram tineri și, dar nu. Noi nu ne întâlneam cu niște fete de 5 ani, da? Da. Dar aveam eu 18 ani și fata avea 18 ani. Nu ți-au plăcut niciodată femeile mai în vârstă ca tine? Pentru că eu, de exemplu, eram pasionat de femei mult mai în vârstă ca mine. Ca și ficiorul meu, de altfel. Eu vreau să spun altceva. Eu niciodată nu-mi plăceau, hai zicem, nu-mi plăceau, da? Din altă parte, și acum nu-mi plac ăștia tineri. De ce? Tot invers. Este un moment, pentru mine e important, poate pentru altcineva e... Da. Mai puțin important. Da, nu contează. Când vorbești cu cineva, trebuie să înțelegi că pe tine înțeleg despre ce vorbești tu și ții tot trebuie să fii interesant să stai de vorbă cu cineva. Nu contează vârsta omului. Sunt tineri care interesant vor să vorbești cu dânsul. Dar, dintr-o parte, odată s-a întâmplat așa că eu stăteam cu niște tineri, chiar tineri,
în vârsta de 18 ani, poate 19, eu nu știu așa, și vorbeam cu dânsii ceva, nu știu ce, și deci că ei, dumneavoastră, înțelegeți, și-o arătat pe unul care stătea mai departe, un bărbat, și zice că el nu înțelege că el e bătrân. Dar eu zic, dar câți ani are el? Zice că 40. Și eu mă zic, la un moment m-am gândit, stai o clipă. Numai să nu mă întrebi câți ani am eu. Ce fac eu acum aici? Dacă el în 40 deja e bătrân. Dar știi, eu țin minte când eu eram, aveam 18 ani, oamenii, părinții mei, hai zicem așa, care tot încă nu aveau 50 de ani, da, aveau 40 ceva de ani. Eu, mă rog, mi se părea că ei deja sunt într-o vârstă serioasă. Eu, auzi, exact s-a întâmplat cu mine exact lucrul ăsta. Eu mă gândeam cu oameni, 40, el încă trăiește, el încă n-a murit. Exact. Feciorul meu vine de la școală, într-o zi zice, avem azi o profesoară nouă, o babă de 40 de ani, la care maică să-i zice, ce ai zis, Ioane? Nu, mama, eu nu despre tine am vorbit, tu ești de fapt foarte tânără și frumoasă. Așa și este. Toți închipă, o babă de 40 de ani. Iată, mă uit eu la, hai zicem, să numesc ei artiști, rapper și mai departe, cu yo-yo și cu mâinile așa și cu sar acolo, fac niște momente acrobatice și mai departe. Așa e stilul, da. Nu, dar nu de asta. Eu zic, mă închipu eu acum în vârsta mea și să fac eu pe scenă să așa. Să scriu un cântec în stil rap. O să spun că, bă, și acela mi se pare că deja e țâcnit concret. Dar de ce? De ce? Fiecare are vârsta lui și fiecare are asta, înțelegi, eu știu cărărușa lui. Eu știu ce pot să fac eu. Și ce deja nu am voie, adică să fac. Adică nu ai încercat să scrii în alt stil muzică de nicio culoare? Stilul, în orice caz, mie, încă o dată mă repet eu, mie îmi plac, mă rog, tot ce scriu eu, asta, niște cântece, hai zicem, am și discuri instrumentale. Cum da, ai muzică instrumentală, da, câteva discuri. Dar, mie îmi place așa, că omul ascultat, eu nu scriu pentru un muzician, pentru o persoană care o spune, dar ce asta e? Asta e nimic, asta e, unde e armonie, ce e, unde e? Eu scriu pentru oameni simpli, pentru ascultători, da, care el cântă după tine. El stă cu melodia ta. Am intrat într-un magazin și mă vede vânzătoare, zice, voi știți, iată, numai acum eu în mine cântam ce seară minunată și dumneavoastră ați apărut. Vorbesc de niște momente. Eu pot să povestesc multe momente care eu nu așteptam. Șlagărul Ce seară minunată, de fapt, ar putea pretinde la premiul Oscar. Eu nu muzică. Știu Oscar sau nu Oscar, mă rog. Dacă aș fi scris acolo, să fiu născut eu acolo, să fie cântat în limba engleză. The Oscar goes to. Da, go to, eu aș spune. Pentru în engleză. Oscarul pe care Ian Raiburg, da, așa și nu l-a primit. Iată, până astăzi. Am piesa, da, care se numește Femeie pe care o iubesc. Da. Am cântec care se numește Femeie pe care o iubesc. Așa. Toată România știe că cântecul ăsta se numește Sărut femeie mâna ta. Așa. Sărut femeie mâna ta. Cândva Ion Aldea Teodorovici a scris Focul din vatră. Exact. Versurile aparțin lui Grigore Vieru. Da. Și acolo este, sărut femeie mâna ta, și eu zic, dar cum e sărut femeie mâna ta? Mă rog, eu pot, dar da. Eu femeie, că acolo în versurile astea, care eu piesa asta am scris în 15 minute, și muzica și versuri, în 15 minute. O, ce frumos! De ce nu te pot uita? De ce mă doare inima? Am o piesă care... Până ziua de astăzi, toată lumea dansează și chiuie și mai departe. Și piesa asta, cântecul ăsta, care tot am scris în 15 minute, și versuri și muzică, care se numește Să ridicăm paharul. Toată lumea spune că să tragem o biție. Așa și până ziua de astăzi... Că asta e primul rând de refren. Da? Da, primul rând de refren. Și sărut femeie mâna ta, asta totul primul tot rând. Tot primul rând de refren. Da. Dar acolo sunt cuvinte, femeie pe care o iubesc. Iată, așa se numește cântecul. Da. Să ridicăm paharul, așa se numește piesa mea, că acolo este, cu o liniuță, da? Un rând.
să ridicăm paharul pentru surori și frați, pentru femei frumoase și pentru noi bărbați. Dar este și acolo să tragem o biței și așa s-a dus să tragem o biței în urmă. Deja au trecut mulți ani. Dar ai fost și poreclit compozitorul bețivanilor? Sau... Pe mine m-a făcut, pe mine m-a făcut. Era o emisiune la un post de televiziune, Dumnezeu cu dânsii, că permanent vorbeau numai de politică și într-un moment, într-o seară, oamenii ce au început să vorbească de mine, de băutură, că eu sunt cel mai mare compozitor de bețivan și cel mai mare bețivan de compozitor. Dacă s-au epuizat atunci toate temele, tu înțelegi, nu, chestia înțeleg că eu am început să mă ridic și cineva la comandă a încercat să mă ajusească pe mine. Așa. Și încă ce s-a mai spus mincinos despre Jan Raiburg? Neadevărat. Știi? Și te-a jignit. Eu știu. Era o perioadă unde eu mă supăram. Era o perioadă așa. După ce eu deja nu observam deloc nimic ce se vorbește. Că dacă de tine ceva se vorbește despre tine, asta înseamnă că tu deja meriți ceva. Că dacă tu nu ești nimic... Atunci când nu coși nimic, nici nu se vorbește despre tine. Dar din toate cântecele, care este cel mai vechi cântec al tău? Când ai vorbit cu Ion, primul cânticul meu care a cântat Ion era cânticul Știu. Știu. Știu, așa se numea cântecul, asta versul la Grigorie Vieru, că eu tot... Știu că-mi se naște versul, știu stelelor mersul, știu. Poate tu n-ai auzit, dar era un cântec foarte cunoscut. Și a doilea cântec, după ce erau astăzi seară. Astăzi seară mult ne bine, mult ne bine, parcă tu n-aș vizita. Astăzi seară doar cu tine, doar cu tine. Doar cu tine voi dansa. Și cânta toată lumea, dansau, era așa o perioadă. La mine au apărut așa niște piese, una după alta, în parcurs de niște câțiva ani. Și seara minunată, și cumpărați flori, și două inimi, și clar de lună. Cumpărați, 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 eu nu țin minte. Cumpărați flori? Prima? Krulikovski. Asta era prima interpretă, da. Na Krulikovski, da, așa? Da, prima, da. Eu am scris pentru dânsa. O cântat, nu mi-a plăcut, și are o voce foarte bună. Dar o cântat... o cântat cu un nerv care trebuie să fie cântat mai sentimental, mai romantic, că așa și versul era. Dar după ce au auzit Ion, se zice că eu vreau să cânt și eu. Și așa s-a întâmplat că tot s-a pornit deja de... Eu țin minte cu asta seară, chiar și Olga Ciolacu, în care am arătat piesa asta, cuvintele erau simple, tot al lui Grigore Vieru. S-a arătat Olga Ciolacu, cineva a spus ei că asta e și asta e nimic. Și au făcut pe aceeași versuri cu un compozitor, mă rog, nu contează cine, altă versiune, altă melodie. Așa? Dar Ion a luat cânticul ăsta și după ce cânticul s-a făcut șlager aici, toată lumea cânta și dansa. Dar cânticul care au aceiași versuri, odată era Revelion, nu știu ce an a fost, eram la mine în apartamentul ăsta mare de 12 metri pătrați, întâlneam anul nou, Revelion, era Petrica Teodorovici cu soția. Dumnezeu să o odihnească. Da. De asta și eu spun, eu când mi-amintesc, deja s-a întâmplat de câteva ori cu mine, eu mi-amintesc de niște oameni care deja nu sunt, cu care eu colaboram, cu care... Le simți lipsa? Le simți lipsa? N-am înțeles. Le simți lipsa? Cred că da. Noi cu toții le simțim lipsa, firește, cred că ar fi putut să scrie și să compună. Cred și că să, da, cred că da. Că asta e o perioadă destul de mare vieții și asta e generația a mea. Da. Nu știu, parcă era ceva... Eu acum am stat înainte de emisiune, am vorbit cu o doamnă și am spus ceva, vorbeam și zice că noi ascultăm cântece dumneavoastră. Zic, știți, vreo 3 săptămâni în urmă, eu m-am întâlnit cu o femeie, s-o apropiat de mine. Eu stăteam pe stradă și zic, bună ziua, bună ziua, nu țineți minte de mine? Nu țin minte. Zic că 37 de ani în urmă ați cântat la nunta mea. Eu zic, îmi pare bine, că mi-a zis, da, dar dumneavoastră știți, nu mai ați avut părul lung, dar așa nu v-ați schimbat. Nu v-ați schimbat. Nu, zici că pot să vă cunoști.
Zici că, dar eu când era nunta mea, băiețașul meu era în burtica mea. Acum eu deja însor pe băiatul ăsta. Și eu tare aș vrea să veniți la nunta noastră și să cântați peste 37 de ani deja la nunta băiatului meu. Ce frumos! Vezi, asta înseamnă încă o dată, dacă cineva spune așa, asta e cald, da. Asta e foarte plăcut când ceva auzi. Da, păi cum, da, păi cum. Spune-te, rog, că ai tu un cântec, chitara mea, chitara, alină minima. Este așa chitară. O piesă, da, se numește chitară, da. Când ai luat în mâini ultima dată chitară, e ca spunem? O, de mult. De mult. De ce? Nu știu de ce. N-ai timp, n-ai dispoziție. Eu am instrument acasă, un instrument foarte bun, american. Ce instrument? Ovation. Clapă? Ovation. Nu, am vitere chitară. Chitară. Asta e o chitară, nu e copia sau făcută în China sau unde. Asta e instrument american cu deca și poți să cânti și cu electricitate. Mă rog. Dar eu cred că ultima dată am scos chitara asta de vreo 4-5 ani în urmă. Dar soția nu-ți spune, ea, nu. Ea mai cântă ceva la chitară. Dar eu cânt și așa, ai sub troatul de mine. Că am clapa acasă, care cred că deja un an de zile, că este așternută cu așa un fel de covoraș. Și așa stă vreo un an în urmă, eu ultima dată m-am așezat și am cântat. Un an în urmă, eu, într-o perioadă scurtă, am scris undeva vreo 18 cântece noi. Asta, știu că ai vorbit despre asta, că în pandemie ai fost foarte prolific. Era o perioadă când eu deja nu puteam, nici acasă trebuia să stau, nici n-am avut încotro, nici lucru deloc. Erau cântece despre ce? A? Despre ce? Cântecele? Cred că majoritatea despre dragoste. Au fost niște cazuri în viața mea când odată m-am întâlnit cu o persoană și a spus că așa îmi pare rău că nu am avut nunta copiilor, mă rog. Și am vorbit cu formația, cu muzicanții și a spus că dumneavoastră sunteți plecați în Statele Unite. Eu zic că eu n-am fost în state, eu am fost aici. Dar ei mi-au spus că să n-avem grijă, că ei cântă toate cântecele voastre. Puteți stați acasă. Da. Da. Eu vreau să revin la copilărie pentru că vroiam să te întreb atunci și mi-a scăpat la Măcărești, în satul unde te-ai născut. Mai mergi? A mai rămas cineva acolo? Nu, n-am pe nimeni. Am revenit astăzi la Maestro, discutăm cu interpretul și mai întâi de toate, compozitorul Jan Raiburg. O amalgam întreg de evenimente, de fapte care se succed, se întrerup, iarăși revenim la ele. Ian, înainte să începi să cânți cu vocea, ai fost chitarist, ai început cu Fortina sau Fortuna, totuși. Fortina, cu... da. Fortina. Formația Tinereții, iată dacă vorbim așa. Formația Tinereții, Fortina. Da, da. Iată de unde. Mă gândeam Fortuna, poate ceva cu Fortuna. Așa, Fortina lui Milstein, Bucuria de la Filarmonică, Constelația, Ceremoș, da. Noroc, nu, Real, pe urmă Noroc. Ceremoș, ce înseamnă Ceremoș? Ce e formația? Surorile Aurica și Lidia Rotaru. Așa. Surorile al lui Sofie Rotaru. Da. Din Cernăuți. Eu, o perioadă scurtă am lucrat cu dânsii. Dar în care ți-a fost mai interesant să lucrezi? Unde mai interesant era? Da. Pentru mine? Da. Cred că acolo nu era interesant. Am Dacă lucrat plecat, acolo împreună cu Sasha Serov. Așa. Sasha Serov era conducător artistic în formația Ceremoș. Noi de multe ori stăteam cu dânsul de vorbă. Încă nimeni nu știa, el un muzician foarte bun, un saxofonist bun, un aranjator bun, el și cânta, eu nu știam că o să vină la un moment când o să fie așa un cântăreț renumit. Și el, eu țin minte, eu ședeam cu dânsul într-o ospătărie, mâncam acolo o supă și el zice că, știi, deja eu trebuie să plec, eu nu pot să lucrez, deja mă deranjează aici tot. Eu trebuie să merg mai departe, mai sus și mai sus. Eu am ascultat pe dânsul,
Dar nu am spus, nici nu m-am gândit de nimic. Dar s-a întâmplat cum s-a întâmplat și după ce a apărut Alexandru Serov, vedetă vedetelor, înțelegeți? Dar mie nu mi-era interesant acolo. Să vă spun așa cum este. Dacă noi vorbim de familia Rotaru. Mai colaborezi? Ai mai colaborat cu surorile Aurica nu, și Lidia? Nu, uite, foarte scurt. Eu am fost în casă părintească a lor și când erau părinți în viață. Uh-huh. Și astea, patru surori, Zina, care eu nu știu este în viață sau nu, dar era orbă și trăia aici la Chișinău, după ce mergea Sofia, după ce mergea Lidia și cea mai mică era Aurica. Și fratele Eugen, care a lucrat la Orizont o perioadă. Da, da, da. Un băiat simpatic tot așa era, cu așa un păr, acum e chel, dar nu contează. Mai puțin păr decât la mine. Din toate aia surori, Lida cânta cel mai bine. Mai bine decât Sofia, mai bine decât Aurica, cânta Lidia. Dar cel mai interesant, hai zicem, pentru mine, era să lucrez cu Surucianu în real. Așa. De ce e interesant? Că în primul loc, afară că am scris înainte mult, acolo eu eram, deja eu înțelegeam că iată, este un interpret și eu sunt autorul muzicii și el tot și versuri, are versuri care scria el și scria muzică. Și era vesel, băieții erau normali, cum să spun, contactai cu dânsul ușor, nu cu niște momente. Uh-huh. Iată, am lucrat în bucuria aceea mare, veche, o orchestră de muzică ușoară, aveam 16 muzicanți. După Șăcoranu. Erau patru saxofoane, patru trompete, trei tromboane, mă rog, era o orchestră mare. Da. Și dacă ții minte, mă rog, nu ții minte, era o cântăreață foarte bună la noi în Moldova, Dorica Roșca, dacă ai auzit cândva de dânsa. Ea era excelent, o cântăreață extraordinară, dar umurit sub gard, beată. Ea trăgea, o cântăreață foarte bună era. De la Băz, Dorica Roșca, foarte bun. Dacă undeva ai să găsești, poate eu știu. Era interesant acolo, din alt punct de vedere, că orchestra era muzică, eu și eu acum eu iubesc muzica de jazz. Îmi place muzica jazz. Uh-huh. Este jazz clasic, este jazzul contemporan, este diferite genuri de jazz. Dar în primul loc cu Ion noi aveam contact așa ca prieteni. Băieții erau foarte, cum să spun, educați, muzicanți buni, turneuri care erau, dar noi eram permanent în turneuri. Uh-huh. Și în momentul ăsta eu foarte mult scriam, foarte mult scriam. Îmi plăcea atmosfera care era. Începutul a fost în Fortina. Bine că Milștenul a rătat drumul ăsta pe care trebuie să merg eu, că ca organizator el era Dumnezeu să odihnească și pe dânsul, da. Tot era foarte bun. Și de asta i-a tot mai întrebat unde eu mă simțeam mai bine, dacă vorbim de muzică. Dar fiind unica, în noroc ai început da, să... Da, fiindu-se, iată acum am vrut să spun să că datorită lui Mihai Dolgan, asta era prima... Eu știu cum spun, încercarea mea să încep să cânt. Că el mi-a spus, Ian, tu ai scris multe cântece frumoase. Oamenii, dar nu știu de tine deloc nimic. Asta e soarta și poieților și compozitorilor. Oamenii știu pe interpreți. Uh-huh. Interpretul cu tare, el cântă și pe nimeni nu interesează. Cine a scris muzică, asta, cine da. Versuri a scris, nu interesează. Asta trebuie să intereseze drept de autor care tot... Există pe hârtie. Tot nu interesează. Nu interesează. Și iată Mihai mi-a spus, zice, că hai să facem măcar 20 de minute în spectacolul nostru, să ieși tu cu instrument și cu orchestra care era în spate și să cânți tu, să faci un purpuriu din niște cântecele de-a tale, să știi oameni că tu ești tata cânticului cu tare, cu tare și cu tare, cu tare. Și ai ieșit. Am ieșit. Și ce ai cântat? Și am început să ies, de la început așa mi era, cum să spun, dar nu eram obișnuit eu. Eu eram deja obișnuit să stau pe scenă.
ca muzicant. Ca și muzicant. Dar să ies acolo și încep să cânt. Dar știi, era așa un caz tot așa ciudat. Cu Mihai, cu Dolgan, noi am fost în România. Asta era primele pași în România. Încă era Uniunea Sovietică. Și am fost la Iași și Botoșani. Și la Iași am avut concert, dar românii, ei trăiau foarte greu. Eu țin minte, baia de capul lor, mâncau ciocolatea astea, Bielăcica se numea, cu hârtie mâncau ei. De aici costa, nu știu, 30 de copieci sau mai puțin. Dar nu de asta. Eu am cântec Elena, da? Elena Floare, ziua e, da? Și am făcut cântecul ăsta de la șăpân. Și când într-un moment eu cânt, mă uit, toată lumea stă în picioare. Și când s-a terminat, eu am terminat cântecul, toată lumea stă și eu zic, ceva nu e așa, ceva asta e. Și într-un moment, bravo, bravo! Elena Ceaușescu. Era Elena Ceaușescu și unul care era un român, zici că să trăiești tu în România, acum aș fi tu artista poporului României, cu cântecul ăsta. Pentru toate timpurile. Dar eu așa mândru eram, tu știi? Și mergeam așa deja pe stradă. Elena Floare, Giovaie. Cântam deja, înțelegi? Este un caz așa. Deci Mihai Dolgan te-am prins. Asta Dolgan, da. Ieși, asta da. Să cânti asta, ca și interpret. Asta el era primul care mi-a spus să ieși tu și să faci tu. Da, da, da. Și da. Mă interesează încă o chestie. Spune-mi, te rog, uite, toți pictorii, câți există, da. Buni, răi, toți știu să deseneze. Toți actorii, dacă sunt actori, știu să declame măcar o poezie. De ce nu toți muzicienii știu să scrie muzică? Acum mi se pare că deja toată lumea scrie muzică. Muzică de calitate. Eu nu zic, scrie muzică. Tu știi de câte ori am auzit niște piese unde, vorbim așa, concret, sunt furate bucăți din cântecele mele sau melodia îi merge vocea două, dar asta deja e melodia. La mine asta e ca vocea două, melodia e altă. Dar oamenii au pus vocea două și s-au făcut altă melodie. Asta, niște momente. Asta e muncă, trebuie să stai. Asta să... Acum nu există asta, nu e respect, nu e nimic, deloc nimic. Asta mai are rost să scrii muzica azi? De asta și eu am spus că deja un an de zile, eu am un cântec care am scris, am deja și aranjament făcut și am și versuri. Și n-am scris și n-am imprimat. Eu pur și simplu nu știu, nu că mă e greață, dar las, asta e o rămas, asta e al meu. El este la mine negativ și versuri care scrise. Dar eu n-am... Vezi să nu apară prin internet negativ? Dar o să apară imediat. Dacă nu prin internet... Și știi care e situația? Când tu faci un cântec ai scris, un copil de-al tău. Da. Și cineva se folosește de copilul tău și face bani pe copilul tău. E jignitor, da, dar tu, dar și tu, păcat că nu poți trage tu, la răspundere. Da, dar tu nu poți să faci deloc nimic. Și acum la, în Republica Moldova sunt niște, mă rog, așa cum eu am înțeles ultima vreme, niște legi unde tu nu poți să aperi pe tine deloc. Nu există în lege scos niște momente. Vii în judecată, spui la judecător că iată, eu, iată, dar el zice că dar de unde să iau dacă nu e în lege chestia asta? Eu nu pot să vă apăr că eu nu e în lege chestia asta. Iată ce e făcut aici. Am început-o noi cu povestea ta americană, vreau să revenim la ea pentru că este o temă care merită să o dezbatem într-o emisiune aparte, poate. Spune-mi, te rog, ai plecat în 1991. De ce totuși ai plecat? Ai vrut să încerci altceva. Ai înțeles că aici nu mai e da. Timp, nu mai e loc, spațiu pentru, pentru mine nu pentru era. Tine, pentru nu, creație. Pentru muzica okay. mea, nu. Ai stat acolo aproape 20 de ani. Aproape, da. Așa. Mai puțin, da. De ce ai revenit? Ești, ai cetățenie americană. Da. Așa, ești cetățean al Statelor Unite. Da. De ce ai revenit? Lumea se bucură să primească cetățenie și să rămână acolo. Ascultă, eu nu pot să zic nimic rău. Da. Nici despre Statele Unite, nici despre țara asta unde m-am născut eu și unde s-au născut. Dar nu vorbim acum de bine sau de rău. Asta e una. Și unde sunt mormântați bunicii mei care merg la cimitir, la dânsii, că eu n-am cum să merg acolo. Doi ani n-am fost, că era pandemie și nu puteam. Bunicii unde sunt înmormântați? Aici, la, aici. La noi. Da. Dar părinții? Părinții acolo. Înmormântați în America? Da. I-ai luat cu tine încolo? Da. Ei s-au bucurat să meargă în America?
Au vrut? Nu că au vrut, ei înțelegeau că ei rămân singuri aici și... Așa. Dar n-ai fost singurul copil la părinți? Singur. Singurul? Da. Așa. Singur. După ce am luat și pe mătușa mea, mă rog, am invitat mătușa mea cu familia și cu verișoara mea și cu fetele aia care au născut ea copii, mă rog, dintr-o parte. Acolo toată familia deja era acolo. Chiar și nu eram într-un oraș, nu eram într-o zonă, în diferite momente. Dar eu știam, eu pot să vorbesc cu fiecare. Până ziua de astăzi la mine în telefon este telefonul lui mama, care deja nu e în viață, dar telefonul a rămas. De ce îl păstrez? De una o dată am încercat să telefonez, dar nu răspunde. America, tu ce? Știi, umor bine, amar. E bine să vii în Statele Unite sau să fii un copil mic și crești deja înaltă, tu peste 2-3 ani deja nu înțelegi unde, de unde te-ai născut și cineva aduce copiii aici și ei vreau repede înapoi, că deja ei nu... Dar nu în America mergi des? Eu? Da. Noi mergeam fiecare an, de când am plecat fiecare an. În special la mormântul părinților. Da, da, da. Și apoi să nu uităm că în America au rămas cei doi feciori ai tăi. Unul e aici? Unul e aici deja? Da. Ei erau acolo, știu. E unul e acolo și unul e aici. Care e acolo și care e aici? Cel mai mic e acolo, mai mare e aici. El s-a îndrăgostit, s-a însurat, copilul s-a născut. E vorba au despre... treburile lor acolo, nu mă bag, eu odată să-ți vădesc, eu zic că lăsați-mă în pace pe mine. Eu am problemele mele în viața asta. Gare și Slava. Da. Care din ei a lucrat cu Roberto Slava, Cavalli? Slava. El a făcut design, da? Da, da. Și el a rămas acolo? El a rămas în Statele Unite, dar a lucrat în Firenze, în Florența. Tot acolo s-a întâmplat, vezi, uite-te ce se întâmplă în viața asta. El e un băiat așa, el făcea niște schize, da? Schițe, da. Și, da, schițe, da. Și iată, erau niște designeri care lucrau acolo, italieni. Da. El fiindu-se, cum să spun el, nu că e prost, el e deștept, dar... Și unul zice că, da, mie, te rog, că eu vreau să arăt la cineva... Acolo poate o să iei de la tine. El făcea schițe foarte frumoase. După ce a ieșit tot pe linia Roberto Cavalli, cu numele la acela care o lua de la dânsul schițe. Înțelegi? Și el se simțea foarte... Și el a plecat de acolo. Dar, s-a transmis de la taică, de la tata. Tu înțelegi? Eu cred că orice om, dacă tu faci treaba ta, munca ta și cineva folosește, și folosește nu numai munca ta, dar folosește munca ta și dă numele că el lui. Asta ca eu să scriu niște cântece și după ce să spune cineva că asta aparține mie. Asta ce e treabă? La mine a fost așa un caz, eu eram încă tânăr și nu înțelegeam până la capăt. După ce Dumnezeu s-a odihnit cu prietenul meu, un Petrică Teodorovici, odată mi-a spus așa: niciodată, dacă că eu arătam lui, că el era deja, el era cunoscut, mai mult cunoscut, și eu arătam lui niște piese, niște cântece, melodii, și zice că tu știi, Ian, vrei, nu vrei, dar să nu te superi. Niciodată să nu arăți tu tot ce ai făcut tu la cineva, mai ales persoana care cu tine lucrează în același domeniu. Și este așa o vorbă în limba rusă, человек человеку волк, zice că, а человек человеку композитор. Iată, și în momentul acela, nu vreau să povestesc niște momente unde au apărut niște piese la Petrica, are foarte multe piese, au avut frumoase, melodioase. Nu, totuși despre feciorii tăi. Sunt foarte curios. Iată, el acum în New York. Aici, cine e însurat? Cine are copii? Ăsta aici. Gary. Gary, da. Ce profesie are Gary? El acum nu lucrează, că el a avut un accident, un incident mare, au făcut multe operații la dânsul. Are foarte mult fier băgat în trânsul diferit și el nu poate să mult să lucreze, nu poate să stea, mă rog, are probleme. Aveți grijă de el. A? Aveți grijă de el, da?
el primește o fel de pensie că, de acolo. Că... Și noi nu ne vedem așa de des. Dar ce vârstă are Gari? Deja 47, 48 împlinește. Așa. Da, Slava? 43. De la Slava ai nepoți? Nu. Nu. El se întâlnea foarte mult cu o fată, niște vreo 10 ani de zile, și într-un moment o aflat că ea are pe altcineva acolo, cu altcineva, și cu asta s-a terminat. O relație nefericită. A? O dragoste nefericită. Da, da. Experiența Gari, proastă. Gari n-a reușit. El... De Slava vorbești sau de Gari? Și de unul și de altul. Slava acela i-am spovestit acum, dar da. Gari, el știi că are băiețel. Are un băiețel. Da, băiețel, da, învață, învață și muzică. Și cântă pian foarte frumos. Și am zis el. Da. Odată am spus lui, văi Mișa. Zici că eu nu sunt Mișa, eu sunt Michael. El tot are pașaport american. El s-a născut acolo? El s-a născut aici. Aici? Da. Da, are pașaport american. Spune-mi, te rog, câteva cuvinte despre soția ta, Lina, care este medic de profesie, da, și care te-a urmat peste tot locul. Da, inclusiv până în ziua de astăzi mă urmărește. A? Și până în ziua de astăzi mă urmărește. Te urmărește. Da, păi cum? Cum eu zic ea? Deja gata, deja o trecut. Nu mai ai cutro. Din fotografie. De cât timp sunteți împreună? A? De cât timp sunteți? Mulți ani. Deja niște decenii și decenii. Deja mult. Dar vreau să spun altceva. Da. Este un moment când omul trebuie să meargă acasă și nu vrea. Sunt momente când tu vrei mai repede să ajungi acasă. Da. Sunt momente când tu ești bucuros și cineva se bucură cu tine. Sau invers, dacă ai venit cu o problemă, cineva tot intră în problema asta. Dar sunt, eu știu, în viața mea am văzut așa niște momente, când vine acasă, bărbatul vine acasă și pe soția nu interesează deloc nimic. Are dispoziția, n-are dispoziția, bolnav, sănătos. Am înțeles că Lina trăiește cu grijile tale. Da, cred că da, da, da. Am înțeles că o trezești noaptea ca să-i cânti primul cântec pe care l-ai scris. Nu, asta a fost înainte. Acum nu mai trezești. Nu, acum este e păcat, ea doarme și nu a fost așa la mine. Asta e... Eu tot cam puțin stranii sunt, să știi. Ești dacă n-aș fi eu până la capăt stranii, eu poate n-aș scrie muzică. Dar se întâmplă la mine, se întâmpla la mine înainte. Mă trezeam pe la 3, ceva melodie, mergeam, scriam note să nu uit eu. Dimineața mă trezeam, erau momente, iată, niște cântici de-a mele care am scris în 10-15 minute, împreună cu versuri. Și sunt cântecele care eu scriam jumătate de an un cântec. Ceva nu-mi plăcea, iată așa învârteam, ceva nu-mi plăcea. Odată, eu țin minte, mi-a venit o melodie în cap și eu cu melodia aceea am început să cânt și zic, nu, am auzit melodie de la cineva și asta înseamnă, asta e plagiat. Plagiat. Și peste 3-4 luni de zile eu mi-am adus aminte că asta era melodia mea, care cândva eu... Ai renunțat la ea și ai lăsat-o pe deoparte. Da, da, da. Dar Lina cântă? Nu. Nu. Care este cânticul ei preferat? Pe toate. Pe care l-ai scris tu? De-a mele? Da. Toate. Păi, categoric. Dar cum este ea? Cum este Lina? Deșteaptă, frumoasă, tacticoasă, fragilă, înțeleaptă. Continuă șirul calităților. A calității care are ea? Da. În primul loc, ea e doctor de la Dumnezeu, ca medic, ca doctor. Aveți doctor în casă? Da. Ce spune ea și așa se întâmplă tot. Poți să mergi să faci niște verificări, niște analize, așa și este. Asta e una. A doilea moment, încă o dată spun că când tu înțelegi că tu ai venit, mai ales acum, când ai venit la o vârstă deja serioasă, și tu înțelegi că deja foarte puțin lumea se interesează de tine sau tu. Și tu vii acasă și acolo găsești liniște, pace și înțelegerea și tot.
Este omul care eu te înțelege. Da, omul care mă înțelege. Care te acceptă așa cum 100% ești. 100%. Uneori ea face niște scenarii care vin în cap ceva ei. Odată, mă rog, ea, nu știu, sau gelozie, sau mă rog, eu nu știu ce acum, unde gelozie și unde-s eu. Dar de ce te subestimezi așa, Ian? Dar odată m-a întrebat, nu de mult, zici că ochelarii de femeie, de unde eu l-am apărut în casă? Eu zic, dar tu ești acasă toată ziua, fiecare zi. Eu nu știu cine... Nu, ia că te vezi, într-așa un cușuleț. O trecut 3 zile și eu zic, da, asta eu am cumpărat ție, tu nu ții minte că te îmbrăcai? Da, eu acum țin minte. Dar eu am avut 3 zile, cine a venit aici? Asta e subiect pentru o piesă de teatru. Da, păi cum? Scandal în familia Raiburg. Fac scenarii. De unde s-au luat ochelarii? Unde, da, cercelul ăsta? Ții minte că dat, tu mi-ai invitat cu cercelul ăsta, m-ai întrebat de unde. Da. Ei, mă rog, de unde? A apărut cu durere de cap. Din dar știi, mi-ai zis că te durea capul și ți-ai pus cercelul. Da, așa și este. Da. Eu vreau să spun că eu undeva vreo jumătate de an, nu, poate mai puțin, eu am scos. Și am început să mă doare capul. Iarăși. Și nu mai am îmbrăcat și gata. Dar altceva, la mine, efectul el placebo. Era murdar. Eu ceva făceam acolo cu mașina și am făcut așa ea și m-am murdărit aici. Și vine ea și zice că unde e diamantul? Eu zic, care? Zici, care e ce a fost? Tu ai făcut cadou cuiva, ai scos de acolo? Eu zic, eu nu. Dar unde e el? Eu zic, dar eu n-am început să fac așa. Și când am început să fac, știi, așa, cu unghiul, a apărut diamantul, că el era murdar. Și el zice, el e aici, slavă Domnului. Micile tragedii din familia Raibu. Da, e foarte, foarte interesant, înțelegi, da. Niște... Ea are grijă de garderoba ta? Nu, depinde despre ce vorbim noi de garderoba mea, tu ai în vedere de garderoba scenică, de exemplu. Ea îmi spune că asta tu ai îmbrăcat, asta nu, nu-ți merge așa de bine, asta merge cu asta. Uh-huh. Știi, la mine este unul din minusurile mele, eu sunt daltonic. Eu nu văd culori așa. Nu distingi culorile? Dar eu odată n-am spus lui Soroceanu, eu zic, dar de ce tu ai îmbrăcat? Eu credeam că glumești. Dar nu glumesc eu. Dar odată eu am spus lui că el s-a îmbrăcat, eu zic, ia că la tine nu sunt negri, dar sunt cafinii. Ăsta eu zic, tu ai îmbrăcat. În fine, el a ieșit pe scenă cu un pantofi negru și unul cafiniu. Așa îl vedeai tu? Da, dar el a crezut. Și nu vezi culorile de pe fotografia asta? Eu nici nu fotografiez. Dar știi cine? Eu vreau nici să spun, tu știi cine e ăsta? Ia că uite-te. Ăsta? Nu știi. Tare mi cunoscut. Sau femeia asta. Tare mi cunoscut fața asta. Acolo e, sunt eu, da? Ion, în căpăr avea. Dar tu unde ești? Eu nu sunt acolo. Nu ești aici, nu. Dar... Deci de garderobă se îngrijește. De garderobă ea poate să-mi spună că asta normal merge, culoarea asta cu culoarea asta. Dar așa... Tu nu distingi culoarea verde, de exemplu, a copacilor? Eu văd culoarea albă, dar așa. Poate să fie închisă, deja nu văd. Albă sau neagră. Asta nu știu, e neagră sau care? Asta? Nu, iată asta. Aceea e neagră, da. Dar asta ce culoare? Deschisă. A, la tine e deschis și închis? Da. Da, ce interesant. Ți-e țin foarte ușor să trăiești. Da. Eu cu semaforul, știi? A. Eu știu că roșu e sus. Sus. Verde e jos. Jos. Și galben aici. Da. Dar în America, când am venit, multe semafoare așa stau. Așa. Și eu așa mă uitasem. Ce? Care? Care s-o aprins? Care? Da. Asta e destul de periculos, vreau să spun. Dintr-o parte, da. Din hazliu, altă parte, hazliu, dar e periculos. Eu nu pot să fac nimic. Am miros. Ion Soroceanu, de pe locul celălalt, ne mărturisea că nu distinge mirosurile. Da, eu nu văd culori și el nu are miros. Dar știi, odată noi am venit... Tanda în... și manda. Nu știu ce e manda sau manda, dar odată am venit noi... În America, cu dânsul, am zburat cu Tarom, încă Tarom zbura, la București, New York. Și soția lui
mi-a dat mie că eu trăiam acolo, am venit aici pe 10 zile, dar el zicea, venea cu mine acolo, că am făcut niște concerte pentru dânsul acolo. Era o perioadă mai grea. De, și Nadia, soția lui, ne-a dat slănină cu usturoi și în ce încă era ceva un fel de șuncă și un învelit în... Staniol. Da, 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 da. Și-au pus, dar încă erau casete. Așa. Audio casete. Și plin era geanta asta cu casete, dar acolo sub geanta asta slăninică, era slănină cu usturoi. Un fel de pastramă încă era acolo. Dar acolo nu dai, ei nu dau voie să intri tu cu... Și acolo când vinea avionul ăsta ateriza din România, toată lumea din avionul mi-a zis, și acolo era scris agriculture, agricultura. Și acolo ei prindeau cu brânză de vacă, brânză de oaie, cu niște țuică, ce aduceau oameni pentru niște rudele sau... Da. Dar noi treceam pe coridorul verde. Nu știu, de unde s-a apărut acela vame și iată așa de gras, acolo America e foarte grea, tu știi, acolo sunt oameni și așa de gras. Și ne-a oprit, dar Surceanu era cu pălărie. Și eu, fiindu-se că noi am venit totuși ruta din România, eu spun că iată, noi am venit din România și asta e cel mai, unul din cei mai renumiți din România, în engleză. Da. Și el s-a uitat la mine cu ochii, știi, de sticlă făcută. Și zici că ce e aici? Bine, bine, dar ce miroase a usturoi. Ce e aici? Și-a arătat chiar pe geanta asta, unde sub casete era slănina asta cu usturoi, pastramă. Și eu zic, gata, el pur și simplu scoate. A rămas fără slănină. El s-a uitat și când a deschis fermoarul acela, și acolo un miros, dar Surceanu nu are miros. Și el stătea cu tăcean ca ce e, știi, cu ăsta. Și ho, 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 și eu zic, gata, oho, deja... Oho, oho, da. Slăninica. Acela s-a uitat și eu zic lui, iată, vreți să ascultați? Asta e prietenul meu, uitați-o, iată el. El cântă. Dar ei n-au voie să iei deloc nimic, n-au voie. Da, 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 da. Zici că nu. You can go. Și mi se pare că și el n-avea miros. Precis. Și Surceanu când... Eu închideam fermoarul și spuneam, știi, eu gândeai, oare am fost niște cuvinte urâte frumoase, aha, mai repede de aici. Dar acela, și eu zic, mi se pare că și acela mirosul n-are. Dar tu știi cum mirosea? Jumătate de aeroport mirosea. Așa se nasc bancurile, de fapt. Nu așa, poate și așa apar niște bancuri. Dar asta era. Ce frumos. Da. Ce-ți gătește, Lina, atunci când ți-i foame tare? Eu iubesc părjoale. Așa. Eu pot să mănânc prăjoale și cărtofi prăjiți. De luni până duminică. Exact. De dimineață până seara. Și murături iubesc. Așa. Mai ales când acum vin deja castraveți. Știu că îți place carne de porc, așa? Da, da, da. Carne și cartofi prăjiți. Da. Asta iubesc eu. Răcituri iubesc eu. Dar asta nu poți să faci fiecare zi. Normal. Trebuie să cumperi coș în fiecare zi. Eu când am cumpărat niște picioare de un porc, și am pus în congelator și am spus că o să vin în momentul. Ea a făcut la anul nou, la Tivinion. Da, 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 da. Eu ieri sau la altă, zic, unde-s picioarele cele? Zici că acolo, eu zic, trebuie să scoate, vreau recituri. Nu, mă rog, asta, eu nu sunt un gurman așa care... Dar asta eu pot să mănânc. Până la urmă, câte albume are acum la activ Ian Raimund? Eu am 22 de albume, dar aș putea să am 30, care deja n-am lansat. Adică mai ai material pregătit? Materialul este, da, mult material care n-am lansat și după ce a venit momentul că deja case de discuri care era aici în Moldova au dispărut, că nimeni nu cumpăra CD-uri. Știu că colaborai cu câțiva interpreți din România ultima dată. Eu, iată, mi se pare că este o fotografie cu Paul, cu Fuiegu, mă rog, da, asta e. Paul Surugiu, da. Da, Surugiu, da. Fuiegu. Cu dânsul am lansat două CD-uri. El CD-uri. Și-ți cântă cântecele în România. El chiar și foarte, datorită lui, el cu cântecele mele s-au făcut foarte cunoscute în România. Cântecele mele sunt foarte cunoscute. Am făcut un album cu Silvia Chifiriu, că este o interpretă. Asta, cu Daniela Răduică ai făcut? Cu Răduică am făcut 6 cântece cu Daniela Răduică. Îmi place interpreta asta, o cunosc. A? O cunosc, personal. Da? Da. Da.
Ian, spune-mi, te rog, dar de ce nu scrie o carte despre lucrurile astea despre care mi-ai vorbit eu, astăzi? În primul loc, eu nu pot să scriu a doilea. Cum nu poți? Odată, nu știu câți ani în urmă, m-a telefonat o persoană și mi-a spus că, știți, eu lansez niște cărți despre niște oameni din artă, din cultură, poeți, scriitori, compozitori, interpreți, și aș dori să fac o carte de dumneavoastră. Eu zic, eu înțeleg. Eu am să trimit pe o fată să vă întâlniți cu dânsa și să povestiți. Ea o să vă dă niște întrebări și o să vă pună. A venit fata aceea, am stat vreo 3 ore, ca acum, mă rog. Cam dar nu pe asta, dar nu stăm pentru carte. 3 ore am stat și ea ținea cu un dictofon acolo, avea ceva, scria, mă întreba, eu vorbeam. Mai mult, eu n-am auzit de persoana respectivă niciodată, dar asta a trecut, cred. Poate era o fană de ta, poate era îndrăgostită de tine. Nu fata, și omul ăsta care s-a prezentat. A, era un bărbat? Un bărbat era, dar au spus că o să trimită pe o jurnalistă sau nu știu, o fată a venit. Dar pe mine nu mă interesa fata asta. Deci, și neapărat să stai cu 2-3 ore să vorbești. În orice caz, vorbești ca un moșneag acum, Ian. Dar eu sunt moșneag. Vorbești ca un flăcău, nu ca un moșneag. Tu știi că flăcău, dacă eu aș fi flăcău, cineva m-a întrebat, dar cum, dacă din nou să încep viața ta, cum aș face? Da, da. Eu cred că așa și aș trece viața. Unica ce poate eu... Eu aș vrea să mă nasc moșneag. Dacă bunica aș avea că, ceva, ea aș fi bunelă. Constantin Cheianu, de pe scaunul acela, mi-a zis că el n-ar vrea să nască din nou tânăr. El vrea să nască cum așa, la 50-60 de ani, da? Știi, sunt oameni... Eu am un cunoscut, poate și tu știi de dânsul, Iulian Caramfil. Da. Eu de câte ori, foarte rar mă întâlnesc cu dânsul, dar el arată așa cum arăta și 10 ani în urmă și 20 de ani în urmă. Parcă există pe dânsul un frigidier. Este primul interpret al cântecului Melancolie. Dar el și așa era scris. El avea așa, cum se numește, carte de vizită, și acolo e scris. Era Iulian Caramfil, artist în stradă, Melancolie. Ca să știe lumea. Nu, dar el arată foarte bine. Așa. Are 80 de ani. Da. Arată, eu cred că 60, dacă dai lui, asta încă mult. Ei, dar tu nu arăți foarte rău încă. Cine? Eu? Detalii, da. Dar eu stai o clipă, eu n-am 80 de ani încă. Ai 70? Ei, mă rog. Ei, să spun, știi cum Chicabiză cânta? Mai e gada, mai e băgat. Da, cam așa, ia, cam așa. Deci, nu scrii cărți, că nu știi să scrii, nu-ți place, dar o seară de creație, de ce nu faci? Dar eu am făcut deja. Păi ai făcut una. Am făcut eu. Cum una, nu una? Păi, în ultimii 10 ani, una e. O serată de creație a fost în 2002. Când am venit din Statele Unite cu băieții pe care am adus acolo. Da, dar 20 de ani de atunci. Alo. Alo. Și am avut ultima serată de creație, am avut în 2018. Da, asta o țin minte. Ții minte. Da. Era 40 de ani de activitatea mea. Anul viitor, deja o să fie 45 de ani. Facem serată de creație? Da, Doamne, să trăim noi, da, Doamne, fim sănătoși. Stai. Și o să vorbim. Pentru sănătate, un strop de vin de la Maestro, partenerul nostru. După asta revenim. Ian Rabiru trebuie să-mi pună mie 3 întrebări. Podcastul Maestro la Unica.md. Astăzi, invitatul nostru, Ian Raiburg, binecunoscut compozitor și interpret, cel care a lansat o groază de șlagăre, unul mai frumos decât altul, unul mai memorabil decât altul și unul mai longeviv decât altul. Am zis despre Ce seară minunată, care ar putea pretinde la premiul Oscar. Dar în afară de asta, Cumpărați flori, Cui îți dragi doi ochișori, și multe, când nu-mi vin acum toate în gând.
Ian, avem o rubrică în care, sau un compartiment al discuției în care invitatul trebuie să-mi adreseze mie trei întrebări. Oricare. Asta eu trebuie să întreb. Da, oricare. De oricare gen. Prima ce intră în cap, eu aș vrea să întreb pe tine dacă nu te-ai plictisit de mine. Sincer? Da. Stai să mă gândesc 10 minute. Nu, pentru că nu poți să te plictisești de un om cu atâta combustie, cu atâta biografie, cu atâta potențial, cu atâtea lucruri frumoase pe care le-a lăsat în urma lui și cu atâtea lucruri noi pe care le-am aflat azi. În primul loc, eu îți mulțumesc că cuvinte frumoase care ai spus acum, dar de în altă parte încă o întrebare, că eu când ceva povestesc, da, dacă mă întreabă cineva, asta înseamnă că eu mă gândesc cine m-a întrebat. Iată, astăzi eu întreb pe tine toate întrebările tale care mi-ai pus. Am răspuns sau cumva am încercat eu să plec sau să fug de la nu, dânsa. Dacă nu m-am enervat eu și nu ți-am te-am stropit cu apa în față, înseamnă că mi-a plăcut ce ai spus. Tu nu ești Jirinovski care a făcut asta. Dumnezeu să-l odihnească. Da. Nu, știi care e problema? Că important nu mie să-mi placă, important să placă celor care ne vizionează. Înțelegi? Fiindu-se că tu ești profesionist în domeniul ăsta, eu cred că trebuie să înțelegi. O să-i placă oamenilor sau... Mă rog. Eu dacă aș fi în locul lor, aș zice da, mi-a plăcut. Da? Dincolo de toată modestia. Acum rămâne să așteptăm dacă ei se uită în YouTube. Și încă o întrebare. Da. Noi ne vedem destul de rar, dacă vorbim așa. Da. Special, mai ales special. E de voie mai des? Ne vedem mai des? Nu, de asta, să nu ne înțeleagă oamenii că noi suntem când e... moda care acum apare. Da. Noi suntem retro, nu asta normal, pentru mine. De modă veche. Și așa e moda, trebuie să fie, eu cred că... Da. Întrebarea mea, cum crezi tu? Dacă tu ai spus că a fost cam interesant, mă rog, că am vorbit despre tot. Cum crezi tu, în parcurs de cât noi o să ne întâlnim încă, într-o emisiune, nu vorbesc de undeva la o cafea, la un ceai, dar la o emisiune. Și din altă parte, tu mi-ai pus o întrebare, dar asta nu întrebare era. Eu singur m-am gândit că în anul viitor, deja 45 de ani de activitatea mea, eu când spuneau... Eu știu întrebarea ta, eu zic da. Dacă spui da, eu sunt bucuros, oamenii au înțeles despre ce merge vorba. Eu te ajut să-ți organizezi această seară de creație. Nu, în orice caz, eu nu fug după chestia asta, dar uneori oamenii uită de... Odată, de promisiuni și de binele care le s-a făcut. Pe o fată pe care vindea ceva la Piața Centrală, a întrebat cine a fost Mihai Dolgan. Ea a spus că el a fost deputatul Parlamentului. Și după ce fata aceea s-a făcut deputatul Parlamentului. Asta e banc? Nu, asta e adevăr. În orice caz... Mihai Dolgan a avut un simț al umorului foarte fin și ar fi râs în cazul ăsta. Dar eu despre dânsul tot niște momente care eu am fost martor și eu nu știam să râd sau să nu râd, dar au fost niște momente. Dar asta nu pentru microfon, asta nu pentru ne le spui YouTube. După asta. Gata, s-au epuizat cele trei întrebări? Parcă da. Noi am rezolvat și problema seratei tale de creație de la anul. Eu am spus că să fim noi sănătoși. Asta e important, aici vroiam să ajung și eu. Da. Să fim sănătoși. Da. Fiți sănătoși. De asemenea, sau vorba cântecului tău, să tragem o viață. Pentru femei frumoase și pentru noi bărbați. Da, și pentru noi, da. Așa, mai avem un exercițiu la care trebuie să te supunem. Deci, ești norocos, de fapt?
Eu nu știu. Cred că da. Eu nu știu. Mi-mi pare că ai avut noroc în viață de multe lucruri frumoase, pentru că în viață nu poți să ai numai lucruri. Nu, dar știi că sunt oameni care sunt nu așa de deștepți, da, dar foarte bine fac bani. Uh-huh. Eu sunt mai deștept decât dânsul și nu pot să fac bani. Nu poți face bani. Da. Băi, știi cum, noroc să ai că prost nu-i numai decât să fii, știi vorba aceea. Cineva a spus că femeia nu trebuie să fie deșteaptă, ea trebuie să fie hâtră. Dar tu știi că trăiești numai cu hâtră, te gândești. Dar ce e cu o minciună mi-a tras acum? Uite, avem un zar aici pe care o să-l arunci și da, în funcție de asta, în funcție de câte puncte câștigi, obții atâtea premii de la partenerul nostru, vinăria Maestro Wine. Dar zarul unde? Este. Maestro Wine, excelența are nume. Astăzi, excelența are numele lui Jan Raiburg. Zarul. Eu știam cu unul. Permanent numai cade unul. Unu! Astăzi, la Maestro, mi-am dat seama că știam multe despre Jan Raiburg, dar mi-am dat seama că nu știam și mai multe decât știam. Astăzi l-am redescoperit personal pe acest om, pe acest bărbat, pe acest minunat compozitor cu o groază de șlagăre pentru toate generațiile, care au, uite, că 40-42 de ani, dar sunt la fel de actuale. Un om care este foarte fragil, foarte sensibil, foarte principial și un om care, un artist, care păstrează în agenda telefonului în agenda din telefon numărul de telefon al mamei sale, care nu mai este în viață. Te rog frumos o adresare pentru toți cei care ne-au vizionat. Dacă oamenii o să aibă răbdarea să ne vadă până la sfârșitul, de la început, eu vreau să vă doresc tuturor, ca totdeauna, și asta nu-s fals, sănătate, fericire, o viață mai bună, că merităm să trăim mai bine și până noi întâlniri. Uh-huh. Salutări! Cât ai zis că costă diamantul ăsta tot de urechi?